Bună ziua, dragă audiență, și bine ați venit! Suntem în Sibiu, da, îl luăm la pas, a venit și momentul și vremea Sibiului și suntem cu Adela Datu. Bună ziua și bine ați venit! Ce? Pe unde ne plimbăm azi? Ce ne arăți astăzi? Păi încerc să vă arăt cât mai mult din Sibiu, cât mai mult astfel încât să cuprindem centrul istoric, da, cel puțin cel de referință, cel care este cunoscut, piețele centrale, câteva străduțe laterale și, bineînțeles, vom povesti mult și despre obiectivele pe care le avem pe traseu. Super, de-abia așteptăm. Și pornim chiar de aici. Păi, eu zic să începem cu locul zero al Sibiului, cu locul de naștere, cum îmi place mie să spun așa. Locul în care întreaga comunitate sibiană s-a născut, acum peste 800 de ani. Okay. Deci vorbim de multe secole. Da. Acum voi ați mai făcut vizite, știu, și pe la Brașov, și pe la Sighișoara, și ați auzit povestea cu Sași și sunt convinsă că mulți dintre spectatorii noștri știu asta. Da. Așa că o să insist. Te rog. Povestea Sibiului este asemănătoare cu povestea Sighișoarei, cu povestea Brașovului, cu povestea multor localități, în special din partea de sud-sud-est a Transilvaniei. Da. Și totul începe undeva prin secolul al XII-lea, estimăm mijloc de secol XII, când a început acel proces de colonizare a Transilvaniei, într-un context așa european mai interesant, vorbim de perioada Cruciadelor, vorbim de o perioadă tumultoasă în care erau foarte multe amenințări din partea inamicilor, vorbim de amenințările tătaro-mongole, și atunci, în tot contextul acesta, regii maghiari, bineînțeles alături și de papă, încep un proces de colonizare a Transilvaniei de Sud, în special, o zonă foarte strategică și în același timp plină de resurse. Da. La fel se întâmplă și în cazul nostru. Da? Unde suntem noi acum, vedeți, este o zonă foarte animată, construită, masiv, însă dacă ne imaginăm, acum 800 și ceva de ani, nu era nimic. Okay, era da. O zonă, era un platou, o mică, mică colină, dacă vreți să ne imaginăm așa, da, pe un delușor. La bază era o zonă foarte apoasă, cu multe laguri, cu multe mlăștini. În apropiere trecea râul Cibin, care mă gândesc că atunci era mult mai mare față de cum este acum. Da. Aveam zona de dealuri, zona gușteriței de astăzi, dar foarte, foarte important, aveam și niște rute comerciale pe aici, cele care mergeau înspre sud, spre Valea Oltului de astăzi, dacă vreți, da, via Țara Românească, da, dar și cele care mergeau înspre Alba Iulia și, foarte important, Ocna Sibiului. Vorbim de un drum al Sării. Al Sării, da. Și la momentul respectiv, probabil un grup de coloniști, îmi place să zic că erau oarecum conduși, coordonați, cel mai probabil e posibil să fi fost un cavaler, vorbind de Herman. Da. Cum am auzit variante diverse, s-ar presupune că veneau de undeva din zona Brebantului de Nord, e o zonă din partea de sud a Țărilor de Jos, a Olandei de astăzi. Da. Mă rog, oricum din centrul Europei, lor li s-au dat foarte multe privilegii, să zicem, și cu ocazia asta Herman se stabilește aici. Ar fi avut un grup de coloniști cu care a venit, pentru că pe o astfel de feudă el nu putea să stea singur. Da? Dacă primești de la regele maghiar o feudă, un teren, tu, cavaler, să spunem, cu siguranță era de un grad nobil, atunci ai nevoie și de oameni care să lucreze. Da. Și acum ajungem și la varianta aceea, dar da, da, aici erau oameni când au venit ei. Ok, nu? Ce s-a întâmplat? Se întâmpla. Da, cei Valahorum, proto-românii, cum îmi place mie să spun, erau mai mult în zona montană, când în momentul în care sașii au venit aici, coloniștii sași și flamanzi. Zona, dacă știți, aproape de Munții Lotrului, Boița, Tâlmaciu de astăzi, dar și satele de Oieri, cel mai probabil, din zona de mărginime a Sibiului de astăzi. Ori ei locuiau în zona montană și aveau ocupație preponderent tipică locului, da? Da. Crescători de animale, să spunem, plus că ei cunoșteau foarte mult zona aia montană. Ori în momentul în care Herman ajunge la Sibiu, sau mă rog, ajunge în această zonă și dorește să dezvolte, economia pe care eu știau și pe care doreau să o facă nu mergea prea bine cu ceea ce știau de vlahii de aici să facă. Și atunci
s-au hotărât să înceapă acest proces de colonizare, astfel încât să dezvolte o economie mai mult bazată pe meșteșugărit. Da, pe partea asta de organizare pe brezle. Și astfel începe procesul acesta de colonizare a arsașilor care vin în această zonă. De aici și numele de Hermannstadt. Da. Okay. Acum mulți poate știi de echipa de fotbal, nu? Că... Iată, că nu doar asta înseamnă. Deci nu vine de la echipa nu de fotbal. Vine de acolo. Nu. În momentul în care s-a stabilit aici, Hermann cel mai probabil exact unde ne vedeți pe noi acum, și a stabilit o locuință, să fi fost un turn locuință, greu de spus, pentru că în cadrul lucrărilor de reabilitare nu s-au descoperit urme și trebuie să ne imaginăm că în ultimii 800 și ceva de ani s-a construit masiv aici. Da. Putea să fie inclusiv o locuință de lemn, care între timp a fost distrusă, greu de spus. Însă s-a descoperit altceva, s-au descoperit fundația Rodondei, da, care era capela privată, să spunem așa ceva, a nobilului. Chiar în spunem locul asta unde suntem pentru noi. Că da, chiar aici era locul și ne-ai spus că el se vede trasat și de cum sunt așezate pavelele. Exact, dacă mergem aici chiar în mijloc, e un fel de punct zero al Sibiului. Exact. E marcat. Practic ca de aici, să zicem, că a pornit. Exact. Da. Păi era normal, în momentul în care el s-a stabilit aici pe terenul acesta, și-a construit reședința, anexele și ce mai avea, cu siguranță, dar și această capelă, care era tipică pe Europei de vest la momentul respectiv, un fel de capelă personală, dacă e să zicem așa, foarte micuță, din câte am înțeles eu, diametrul este undeva la 7 metri. Da. Fundația a fost redescoperită, dacă nu mă înșel, acum vreo 20 de ani, când s-au făcut niște ample lucrări de reabilitare în zonă și atunci a fost săpat intens. Și tot atunci au și hotărât să o marcheze cu un pafaj diferit. Da. Și era o capelă care era tipică acelei perioade, cu două niveluri, să zicem. Un nivel, un subsol, unde era cripta. Da. Cel mai probabil cripta familiei, iar apoi se urca la... primul etaj, zicem, se urcau câteva trepte, probabil că era un pic mai deasupra solului, unde era spațiul de cult, zona de cult cu absidă și probabil că aici își aveau și slujbele și tot ce trebuia. Și atunci, aici, să zicem că s-a născut prima comunitate, exact, reședința. Da. Restul localnicilor, restul coloniștilor care au venit cu Hermann și probabil imediat după, s-au stabilit în zona orașului de jos, zona Dragoner Platz, confluența străzilor 9 Mai cu Faurului. Da? Da. Foarte aproape de noi, poate o să ajungem și la acolo. La 5 minute, practic, de noi. Da, 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 exact. Și atunci aveam diferența asta dintre ceea ce noi mai târziu am numit orașul de sus și orașul de jos. Da. Prima comunitate, ce a născut în jurul lui Hermann, a fost găsit în documente sub numerele de, dacă nu mă șel, Villa Hermanni sau Hermannsdorf, satul lui Hermann. Da. Iar în documentele din Vatican, dacă nu mă șel, de pe la 1191 apare și drept Cibiniensis, Civitas Cibiniensis, adică orașul sau satul, localitatea de pe malul râului Cibin. Deci sunt două abordări. Exact. Și de-a lungul timpului lucrurile au evoluat în forma asta, pentru că undeva prin secolul XIV-lea comunitatea se dezvoltă atât de mult, încep să apară brezle, încep să facă comerț. Este ceea ce îmi place mie să spun ce se întâmplă astăzi. Pentru că și astăzi, dacă ne uităm la un oraș, cum vedem că crește puterea de cumpărare? La ce ne raportăm? Păi la ce se construiește, poate și în turism, sau acum depinde la ce vrei tu să ne spui. Puterea așa, de cumpărare așa se vede foarte mult în numărul de magazine, da, și de mall-uri mai nou. Ok, da, da, pentru că este. Dacă ai o localitate de 20-30 de mii de locuitori, ai poate numai un hipermarket, dar dacă ai undeva la peste 200 de mii de locuitori și ai ceva industrie, atunci deja încep să apară mall-urile. La Sibiu sunt deja vreo 3 în ultimii ani, deci ne raportăm un pic și la okay, asta. Da. La fel era și în perioada respectivă. În momentul, da, în care populația începe să dezvolte, începe să, nu știu, să facă comerț, da, începe puterea de cumpărare, plătesc taxe, comunitatea se dezvoltă și spun, bine, noi nu mai vrem să fim sat. Da.
nu mai are sens să fim sat, era și o mândrie și atunci, ok, treci la nivelul următor de Civitas. Da. Vorbim de 1366, dacă nu mă înșel, când Sibiul devine din Hermannsdorf în Hermannstadt și a titulatura oficială de oraș al lui Hermann, nume cu care a rămas până pe la sfârșitul primului război mondial. Da? Deci de aici avem și numele, iar pentru localnicii care au trăit mereu în secolele următoare în interiorul zidurilor era Hermannstadt, da. Dar și pentru cei de din afară, ne raportăm inclusiv la românii care locuiau în mărginime și nu numai, era orașul de pe Cibin. Da. Da? Da. Și atunci s-au mers în paralel cumva numele. Maghiarii l-au numit Noxemen, Sibiul Mare. Da. Și probabil că în timp de la Seben, fonetic transformat, s-a ajuns la Sibiu. Da. De asta okay. avem deci, și așa a apărut Sibiu. Exact. Uh-huh. Și îmi place să spun că oarecum de aici s-a ridicat și s-a extins. Da. Da? Și foarte important de știut că pe la 1224, deci deja comunitatea era aici măcar de 70-80 de ani, pe la 1224 Andrei al II-lea, regele maghiar, dă o bulă de aur, da? Un fel de diplomă andreiană, cum îi spunem noi, prin care oferă enorm de multe privilegii sașilor din Transilvania, inclusiv dreptul de a face comerț, ceea ce vă spuneam mai devreme, dar da. Cu foarte puține taxe sau chiar fără taxe. Ok. Era, vă mă ajuta la dezvoltare. Extraordinar. Exact. Și atunci vorbim de secolul 13-14, așa, de un o mare dezvoltare, da. Economic. Bine, ca și în zilele noastre, el a fost întrerupt de invazia mongolă, tataro-mongolă, da. Da, și la noi, da, a fost de dezvoltare a fost oarecum întreruptă de COVID. Da, fiecare cu acel COVID. acel COVID. Fiecare vreme și are problemele ei, da. Dar după acea invazie care a pustit destul și a distrus destul de mult când ei erau deja în avânt, s-au reorganizat, au fost o recolonizare și lucrurile au început să se dezvolte foarte mult, inclusiv comercial. De asta zic, e foarte frumos să facem un pic de paralelă cu ce se întâmplă și în zilele noastre, să înțelegem că oarecum lucrurile au fost la fel, adică... Da. Na, ei n-au avut tehnologia de care beneficiem noi astăzi. Asta era diferența, dar au avut războaie, au avut pandemii, au avut cutremure, au avut incendii. Incendii mai ales. Da. Și boli peste boli, exact. Deci astea cred că au fost cei mai mari inamici. Da. Dincolo de atacurile care erau întețite, mai ales în secolul al XV-lea, al XVI-lea, da, aveau foarte multe incendii și epidemii. Da. Bun, de asta vorbim aici de locul de naștere al Sibiului. Vedeți că l-am marcat rotundă. Da. Și apoi avem toată zona de Piața Huet. Eu zic să facem o plimbare și mai povestim pe, da. Pe parcurs despre ea. Sibiul s-a transformat, sau mă rog, comunitatea s-a transformat mult în perioada următoare. Și piațeta asta a avut diverse roluri, dar o foarte mare perioadă de timp a fost inclusiv cimitir. Pentru că noi am da. Avut capela rotundă aici, da. După care, bineînțeles că asta a fost în perioada lui Hermann și probabil și generația următoare, dar comunitatea crescând tot mai mult, ei aveau nevoie de o biserică unde să se roage, fiind catolici la momentul respectiv. S-a dezvoltat în paralel în orașul de jos biserica, ceea ce noi numim astăzi Biserica Azilului și a da. Fost și acolo un fel de biserică-spital. Iar aici, în zona unde suntem noi, pe lângă acea rotondă, care în timp își pierde oarecum funcțiunea, devine cel mai probabil osuar sau doar criptă, da. Mai apar vreo trei capele, undeva, două dintre ele au fost localizate, a treia mai greu, capela Sfântului Paladis, la Sfântului Iacob și Nicolae. Ok, da. Deci au mai fost aici vreo trei capele, plus Bazilica Romanică, de care vom discuta în curând. Iar aici, dacă toți suntem, ați observat... Da, și trecem printr-un târguleț. Astăzi trecem este printr-un vineri. Târguleț. Este vineri. Da, să știți, cu ocazia asta promovăm un pic și evenimentele care au loc în Sibiu. Da. E un defect din ăsta de al meu. În fiecare vineri, aici, în Piața Huet, organizăm ceea ce se numește Vinerea Verde. Da. În prima parte a zilei avem aici producători din județ care vin și își vând produsele.
de la brânzeturi, carne, pâine de casă, nu știu, zarzavaturi, tot felul de bunătățuri. Și vedem că încă mai vin și mai apar. E destul de vreme, dar tot mai apar, deci o să fie un târguleț mai mare. Ei ieșeau și clienții lor, că acum deja proiectul este de câțiva ani, ieșeau și clienții lor și reprezintă așa un punct de atracție și pentru turiștii străini. Bineînțeles că te atrage când vii și vezi, te atrag mirosurile și, și vizual. Exact, și vizual, da. Bun, și aici am ajuns în, tot în Piața Huet suntem, de fapt, în dreptul Bisericii Evanghelice de astăzi. Uite, să vă spun și un mic secret, dacă vă uitați iarăși și în jos. Ne plac secretele, da. Vă uitați în jos, vă uitați în sus, în toate direcțiile, dar acum vedeți unde suntem noi. Iarăși marcajul este puțin diferit. Da. Totul s-a întâmplat, cred că în perioada 2004-2007, când întregul centru istoric al Sibiului a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, s-au făcut foarte multe săpături arheologice în perioada respectivă, s-a studiat enorm de mult și în anumite locuri unde au fost descoperite urme ale unor foste clădiri, s-a pus un marcaj oarecum diferit și aici vedeți, este un marcaj interesant. Este marcată una din cele trei capele de care vă spuneam la un moment dat, capela Sfântului Ladislau, care oarecum era conectată cu clădirea școlii. Da. Și pentru că aceasta e clădirea școlii. Da. Uh-huh. Și după cum ieșim aici, un alt marcaj, cel mai probabil este locul în care a fost un turn, o poartă de intrare. Cam pe unde? Continuă, exact. Continuă păfajul, continuă și vedeți că este o piatră cubică mai mare, exact față de cea normală. Și acolo a fost un turn, turnul preoților, dacă mă așez. Ambele au fost dărâmate, cred că în secolul XIX. Da. Tot atunci și cimitirul mare care era aici în jurul bisericii a fost distrus. Pietrele funerale au fost luate și mutate în ferula bisericii. Da. Cel mai probabil să facă loc. Comunitatea era într-o expansiune foarte mare. Pe fostele ziduri și incinte de apărare au început să construiască clădiri tot mai multe și atunci comunitatea avea nevoie să se extindă și au considerat că e mai bine să distrugă. Da. A fost un amplu proces, nu doar în Transilvania, cam în toată Europa, undeva prin secolul XVIII-XIX, foarte multe din zidurile vechi de apărare, turnuri, au cam fost distruse. Da, mai sunt foarte puține păstrate. Acum ei nici nu aveau la momentul respectiv conceptul ăsta de patrimoniu. Nu l-aveau, da. Nici nu arătau probabil foarte bine, foarte bine îngrijit. De multe ori erau niște condiții teribile, nici nu mai aveau nici o funcțiune defensivă. Exact, da. Și-au pierdut total. Plus, de asta îmi place mie să cred că aveau și conceptul de reciclare. Exact, pentru că luau materiale de acolo și le foloseau la alte Clădiri. Le-au folosit, da. Și s-au mai păstrat de la unele, din câte știu eu, de pe la capele, s-au mai păstrat chei de bolți, s-au mai păstrat anumite elemente. S-au fost mai găsesc unele prin muzeu. Exact, prin muzee, pe la alte biserici, dar în principiu au fost distruse și alte chestii s-au refolosite. Pe cele pe care le mai avem astăzi să le conservăm și să le păstrăm în continuare. Da. Măcar pe ele. Exact. Și aici vedeți, vedeți biserica în spate. Acum să vă imaginați că pe la 1370, când se estimează că a început construcția bisericii așa cum o vedeți astăzi, era o bazilică romanică undeva pe zona asta, în partea de unde este corul și altarul bisericii. Aici era o bazilică romanică. Acum imaginați-vă că la momentul respectiv era pe la 1380, să zicem, când deja comunitatea era un oraș. Un oraș recunoscut. Aici era sediu prepoziturii, cum ar veni, un fel de protopop, dacă vreți, al catolicilor. Comunitatea era foarte mândră, adică nu putem să avem așa o bazilică micuță, noi vrem ceva mai deosebit, auzi să reieși de stilul gotic, adică deja trebuie să fim mai la modă. Și au hotărât ca pe locul fostei bazilii să înceapă construcția unei biserici mult mai mare, în stil gotic. Da. Numai că probabil că ei n-au luat în calcul niște lucruri, bugetul,
Știți cum e și la noi. Una e când faci bugetul estimativ, când înaintezi o ofertă și alta este când te apuci de lucru. Când te apuci de lucru sau la final când tragi linia. Când faci devizul și când îți dai seama că, de fapt, materialele între timp s-au scumpit, meseria și forța. Exact. Acum gândiți-vă că arhitecții trebuiau să fie aduși de departe. Da. Nu era chiar așa de ușor. Ei, plus de asta au început invaziile. Da. Și amenințările, deja otomane, vorbim de secol 15. Atunci comunitatea trebuia să se concentreze și în construcția zidurilor de apărare. Nu? Și atunci mai lași biserica, că dacă nu o aperi comunitatea, nu mai e de ce să mai construiești și biserica. Așa pe este. Urmă. Și au început construcția zidurilor de apărare și a turnurilor. Biserica a fost construită astfel în etape. Probabil că și-au pus chelele și au tot construit. Ei n-au dărâmat total bazilica inițială, că aveau nevoie de un loc. Se mai foloseau de ea. Exact, se mai foloseau de ea, exact. Atunci au construit-o în etape și dacă credem că a început pe la 1370, vedeți anul pe turnuleț, dacă, uite, ne putem ajuta acum de un laser sau... Nu bate, că l-am probat. Vedeți, este pe turnul acela mic. Exact, okay, este pe turnulețul mic, sub streașina acolo, anul 1520. Da. Este anul în care, cel mai probabil, construcția în mare, așa cum o vedem, a fost încheiată. Da. Deci dacă facem un calcul, putem spune undeva la 150, 140, 150 de ani. Da. Să construiești o astfel de biserică. Rezonabil pentru vremurile acelea. Uite, altele au fost construite mult mai repede. Dar n-au avut probabil atâta probleme. Îmi trecea cum prin minte Biertanul. Dar, bineînțeles, nici nu avea dimensiunea acestei biserici. Da. Și biserica a fost construită, au păstrat ceva din, la interior, s-a păstrat din fosta bazilică romanică, din câte știu eu, unul din stâlpii interior. Are foarte multe elemente gotice, ceva renaștere și chiar elemente de baroc. Și asta înseamnă că a trecut prin tot felul de etape de construcție. Haideți să mergem un pic mai aproape. Da, pentru că s-a sunat clopoțelul și ies elevii de la ore. Da, e pauză. E pauză, da. Este liceu Bruckenthal, dar vor vorbi și despre asta. Da. Și de aia m-am enervat. N-aș vrea, în schimb, să ne depărtăm prea mult. Ok, uite aici. Da. Bun, acum biserica, fel cum o vedeți, are o arhitectură destul de interesantă, dar este un mix de elemente, după cum vă spuneam. A fost reabilitată de curând și ea, a fost un amplu proces. Cred că de vreo 2-3 ani a fost redeschisă, deci a fost închisă câțiva ani. A fost nevoie de subzidire, totuși, sau de lucru la subsol. Dacă vă uitați, ea este un pic construită așa pantă. Pe o pantă, da. Exact. Pentru că aici era chiar... se termina dealul. Da, da. Era practic în vârful dealului. Acum nu știu cât am luat în considerare lucrul ăsta, pentru că ei l-au pornit de acolo și s-au tot textiz. Aici au terminat cu ferula, încât au ajuns chiar la măcina dealului. Da. Era povestea asta, legendă, că ultimul constructor, care și-a dat semnătura când a terminat arhitect, după ce a terminat-o și plecat, că a zis că eu nu mi-au responsabilitate, că dacă voi vreo veți aici, de lui poate cade, la cine treaba știe. Voastră. Da. Acum, omul, el a luat în calcul că există riscuri, dar uite, 500 de ani totuși aici. Da, e în regulă, totuși a avut nevoie de lucrări de reabilitare și cu ocazia asta s-au făcut și multe săpături. A fost descoperit și locul în care a fost îngropat Bruckenthal, Samuel von Bruckenthal, pentru că se știa că a fost înmormântat, dar s-a pierdut la un moment dat locul și este marcat acum. Okay, da, este chiar în dreptul corului bisericii. A fost și ultimul care a fost, s-au dat aprobări speciale ca să fie mormântat. Să fie mormântat în interior, da. În 1803. Deci după el n-a mai avut înmormântări în biserică. Da, deci biserica a fost renovată foarte bine. S-a introdus și un sistem din ăsta sub pavaj, să zic așa, de încălzire oarecum, prin pardoseală. Trebuie ținute, totuși, știți cum este, cu astfel de clădiri, cu astfel de ziduri groasele, trebuie ținută la o anumită temperatură și trebuie ținută umiditatea departe, e boala zidurilor. Da. Și atunci, să nu imaginăm că murim de cald iarna ea, se ține la o temperatură, constantă, optimă. Optimă, exact. Se poate vizita de către turiști? Sigur că da, ea este deschisă vizitatorilor, atât biserica cât și turnul, se urcă până în cele patru turnulețe de deasupra. Da. Avem și concerte de orgă, cred că chiar astăzi, de asta este închisă, din
câte știu eu, urmează un concert de orgă. Am înțeles. Avem o orgă din asta, cred că electropneumatică îi spune, cea mai mare de pe teritoriul Transilvaniei. Biserica, apropo, nu este cea mai mare, să știți, atât de mult noi ne-am dorit, ca acum nu, era o comunitate mândră. Mai sunt vreo 2-3 care... Nu, Doamne ferește, nu? Una singură mai e numai. A, da? Mai mare. Care? Brașov, cu Biserica Neagră, da, acolo era, da, ce să-i faci, asta este. E bătălie și, nu, ce să zic, dacă ai Biserica Neagră, noi să facem pasta albă. Da. Ca să știm clar care sunt diferențele, nu? Exact. Bun. Acum, nici turnul nu e cel mai înalt, să știți. Și ăsta e tot pe locul 2. Da. Cel puțin așa spunem unii. Depășit zică... de Cluj? Nu, de altul. Ok. De Bistrița. Turnul din Bistrița. Încă n-am ajuns, trebuie să ajungem și acolo, da. Dar știți povestea, legenda? Spune-ne. Asta e o legendă. Acum, eu lucrez foarte mult cu turiști străini. Dacă n-am și turiști români, întotdeauna întreb dacă am bistrițeni aici. Așa. Avem o chestie de rezolvat cu ei. Ok. Imaginați-vă că erau schelele puse pe la 1520, aproape să o termine. Și erau mândri, deci asta era o comunitate foarte mândră, așa, vrem să avem cea mai mare biserică din Transilvania și când s-o termine și-o dat seama că ea de la Brașov, de la Kronstadt, da, reușiseră o biserică mai mare, mai voluminoasă, mai... Na, acolo și comunitatea era un pic mai mare. Da. Și erau mai aproape și făceau bani mai ușor, că erau mai aproape de țara românească, comerțul altfel mergea. Aveau un târg mare acolo. Da, no, asta e, ce să, acum, no, nu înțelegi. Asta e, da. Da, și vă dați seama că după ce lucruri 150 de ani și îți dai seama că tot nu e cea mai mare. Te cam doare un pic. Doare. Da. Și au zis, ok, niciun fel de problemă, trecem peste asta. Haideți să ne plimbăm un pic. Vine un grup acum de turiști. Foarte bine, asta înseamnă că, că le place, bine, că apreciază și ne bucurăm. A zis, bine, nu e cea mai mare biserică, nicio problemă, asta este, depășit momentul, dar măcar să facem, mai înalt, facem cel mai înalt tur. Să știm o treabă. Da. Turnul încă nu era încheiat, să zicem că aveau încă schelele pe el. Știau ei că la Bistriț, da, în nordul Transilvaniei, era acolo iarăși o comunitate săsească și ei a făcut un turn înalt, dar nu știau exact cât are turnul ăla. Și atunci au trimis două calfe, doi tineri, o să vorbim noi despre calfe, să se ducă, mergeți voi, îl măsurați pe ăla și noi venim și mai facem un etaj. Că, Doamne, iartă-mă, ce contează, da, un etaj în plus sau minus. Tinerii s-au dus acolo toată ziua, era o zi călduroasă de vară, s-au urcat pe turnul bisericii din Bistrița și au folosit o sfoară să măsoare de sus până jos, că vă dați seama ce muncă grea acolo și ăștia din Bistrița stăteau și s-au uitat la ei, ce fac ăștia acolo ce pe biserică. No, și s-au prins, dar totuși. Ei, și seara, pentru că na, era o zi călduroasă de vară, tinerele calfe, după ce și-au adunat sfoara și calculele și toate cele, s-au dus la un han din Bistrița acolo, nu? Normal. Și acum ce faci după ce o zi de lucru? Bei o bere. Păi bei o bere, că apa era cu bacterii. Nu te apuci și bei exact, apă. Exact. Nici copiii, nici elevii nu beau apă. Doamne, ferește că bolile se împrăștiau și nu. Cu berea și cu vinul e cel mai sigur. Exact. Și dai cu ofi, v-am văzut că și era și pe acolo țara vinului la Bistrița, că și astăzi avem pe acolo o zonă cu vii. Aoleu, exact. No, și dai cu bere, bei cu vin, când le amesteci... Nu știu cum e, că eu nu amestec. Era și o vorbă, bere după vin merge, vin după bere nu merge. E era plăcere, o vorbă vinul după așa, bere e plăcere. Da. Berea după vin e un chin. Așa. Eu știu vorbele, dar nu le încerc. Nu, așa. Da, eu la gura pe dinainte acum, nu, când le amestești, când noi mergem la Hermannstadt și acolo facem un turn mai deosebit decât al vostru. Atunci nici ăștia din Bistrița noastră au mai prejos să zic, o credeți voi. Okay. S-au culcat calfele noastre, le-au tăiat sfoară, un metru, cât un metru, doi, adică de suficient, bun simț. De bun simț, nu te-a pus să tai jumate din sfoară. Calfele n-au văzut nimic, s-au întors la Sibiu, a terminat construcția turnului și ghiți ce? Nici ăsta nu era cel mai mare. Nici cea mai mare, nici cea mai lungă, cum ar veni. Da. Asta este. Iată, o legendă foarte frumoasă. Da, ce să-i faci? Și asta poate este... că e adevărat. Acum 500 de ani am început să trecem peste chestia asta. E o traumă colectivă la Sibiu. Numai 500 de ani. Da. Numai 500, dar încă, uite, nu uităm. Nu uităm. Da. Păi și... Este. Acum e spusă, e arhivată pe internet acum. E arhivată. Acum au fi diverse variante ale ei. Da. Ca fiecare cum știe varianta. Da. Bun, deci asta este. Înainte să mergem un pic mai departe, vreau să vă uitați, să vă uitați la turnul mare. Da. Cu atenție și să observați că turnul mare are 4 turnulețe de jur împrejur. Corect. Știți, da, povestea. Știm ce înseamnă, poți să ne spui că poate mai sunt. Păi vă spun să vă reamintesc, da, și exact, să amintesc telespectatorilor. Sau, nu, cum se spune? Spectatori? Audiențe, spectatorilor, da. Așa. Asta era mai ales pentru cei care veneau din afara Sibiului. Da? Exact. Atunci când veneai la Sibiu, nu, în general nu veneai să faci turism.
În general, se venea pe diverse interese. Aia, da, turism. Și ei veneau în principiu pentru comerț, mulți. Da. Da? Pentru erau meșteșugari, artizani, negustori, ce erau. Ei, tu veneai pe călare sau pe jos, sau cum veneai, cu căruța, aici de departe. Aici era undeva sus în deal. Erau câteva porți de intrare în Sibiu, dar înainte tu trebuia să vezi biserica de departe. Exact. Și acum se vede, dacă vii de pe autostradă, se vede turnul și vedeai alea patru turnulețe de jur împrejur și tu știai o treabă. Da. Mă, eu dacă merg acum, intru la Sibiu, eu știu că ăsta e un oraș mare, un oraș care are un magistrat, are un primar, are un consiliu, are legislație, dar mai presus de toate are un judecător. Da. Un judecător care are drept de viață și de moarte. Ăsta are drept să judece și să dea sentință fără drept de apel ca la noi astăzi. Vezi cât de mult o întindem noi astăzi? Da. Ei, pe atunci nu întindeau mult. Nu era așa. Da. Că nici nu aveau locuri în închisori și de ce să o întinzi? Da. Se dădea verdictul. Ăsta era un drept pe care l-au câștigat-o prin diploma andriană. Acela de a avea drept de judecată. Rapid, scurt și la obiect. Așa că grijă, exact, când vii, să nu tragi la cântar, foarte important, sau să nu faci vreo prostie, că noi acum avem și ochi, o să vorbim și despre ochi, ochii de pe case care te văd. Da, pe care i-a văzut, ia uite, chiar aici, un exemplu. Ochii te văd. Da. Îi vedeți, da? Da, și noi îi vedem și ei ne văd pe noi, așa? Exact. Deci ochiul lui Dumnezeu e mereu deschis, ne supraveghează. Avem și podul minciunilor. Da. Da, ăla este un detector de minciuni. Ok. Așa, adică ajungem și pe acolo, vedem, îl testăm. Da. Așa că grijă mare. Da. Ce o fi, o fi, dar noi vă spunem. Voi alegeți. Exact. Asta era, cam asta era mesajul. Exact, exact. Și mai are și Brașov, mai are și Sighișoara, da? Deci este așa un light motiv. Bun. Dar, uite, înainte să mergem mai departe, vedeți aici statuia lui Toici. Da. Daniel Toici. E o pauză mai lungă, văd eu. E pauza de pauza mare. Acum, Toici a fost episcop, dacă nu mă înșel, cred că în secolul XIX, un reprezentant de seamă al comunității sașilor din Sibiu. Și îl vedem aici reprezentat. Fim centrați. Așa. Așa, nu, așa. Da, vedeți că el are în mâna stângă, ține Biblia. Da. În mâna dreaptă o are pe niște documente. E posibil să fie diploma andreană. Acea diplomă care a dat nenumărate privilegii sașilor transilvaneni, să ne înțelegem, era un fel de constituție revoluționară. Da. Nu doar pentru Transilvania în secolul XIII, ci pentru toată Europa. Adică drepturile astea de a face comerț fără să plătești taxe sau să nu fii îngrădit de anumite chestiuni vamale, dreptul ăsta de a avea autonomie religioasă, de a călători și așa mai departe și de a avea teren aici, era ceva fantastic pentru acea vreme. Atunci le-a dat foarte mult avânt economic, ori pentru saș, asta a însemnat enorm. Și diploma asta de Andriane, la mod recurent, a fost reactualizată. Da. Adică de fiecare dată când se schimba un împărat sau, mă rog, avea un problemă cu regele, nu cu împăratul, cu regele maghiar, atunci se duceau iarăși și îi puneau în față diploma, te rog, privește, știi? Da. Și respectă. Da. Ei, deci avem diploma asta și dedesubt vedeți un sigiliu, un fel de sigiliu este, acela rotund, cu ce e pe el? Să și văd până acolo. Ceva, se lucrează ceva, parcă. Na, cu atenție. E o bătălie. O bătălie? Nu, noi suntem pacifiști. Nu, sunt doi cavaleri, dacă vă uitați cu atenție, doi cavaleri care își pun spadele în pământ. Își încrucișează spadele în pământ. Da, da. Observați? Da, acum da. Ei, ne duce cu gândul la povestea a lui Arthur aceea. Și dacă tot zicem, uitați că deasupra, dintr-unul din documentele lui Toici, vedeți că este și ceva rotund, micuț, așa o fâșie cu o chestie. Exact. Ăla era bula care era din aur. Iar sigiliul din aur. Exact, că de acolo avem bula de aur. Da? Da. Bun, deși vedeți cei doi cavaleri. Ei, și spadele. Haideți un pic să ne plimbăm și să vă arăt. Facem așa ca un arc de acolo, de la statuie. Uite aici. Aici. Avem spadele aici. Exact. Spadele pe blazonul Sibiului. Da. Și vi-l arăt acum pentru că de-a lungul plimbării noastre o să vedeți că o să mai apară. Da. Aceste spade pe diverse clădiri sau, nu, pe capacele de canalcă.
Da. Să ne uităm și unde pășim. Și în jos. Da. Da. Că, și dacă toți suntem aici, cele două spade, da? Se spune că unul dintre cei doi cavaleri e Herman. V-am povestit de Herman, vestitul cavaler, care venea din zona centrală a Europei, care a primit feudul acesta, locul acesta de la regele maghiar, ca teren. Ei, și povestea, legenda spune că în momentul în care el a venit, el a înfipt împreună cu un alt cavaler să fi fost, sau, mă rog, unul din oamenii săi, spadele în pământ, sub formă de simbolul de proprietate, dar și de loialitate și de fidelitate, să zicem, față de regalitatea maghiară. Da? Da. Deci asta semnifică enorm de mult pentru Sibiul de la acea vreme. Și tocmai de asta spadele au rămas așa un light motiv care este prezent și pe blazonul Sibiului până astăzi. Da. Da? Deci avem așa un arc de la sigiliul lui Herman până aici. Și dacă tot suntem, avem cele două spade, avem coroana, da. Aici Transilvania fiind deja intră ca parte a regalității maghiare. Avem cele trei flori, frunze. Acum, eu am auzit diverse interpretări. Barcă ar fi frunze de flori de nufăr închise, barcă ar fi frunze ca acestea de la tei, pare mi se ce sunt acestea. Da. Acum, sunt diverse interpretări. Da. Ambele simbolizează prezența vegetației în zonă, lacurile, probabil, și că bălțile aveau foarte multe flori de nufăr, la fel și pădurea, zona împădurită din jurul Sibiului, da, care era cunoscută. Și trei, cel mai probabil duce la ideea și de Trinitate. Da. Cel mai adesea. Șapte turnuri. Ce reprezintă cele șapte turnuri? Că ați mai fost pe la Brașov și Sighișa. Acum mai vă testez. Nu vrem să încurcăm informația, mai bine o luăm direct de la sursă. În germană se zice Siebenbürgen, da. Transilvaniei. Deci ei au folosit conceptul de tărâmul, ținutul celor șapte cetăți sau cetăți de scaun, da? Importante ale Transilvaniei, de la nord la sud, nord fiind zona Bistrița, exact, inclusiv sud, Bistrița. Sibiu, exact, Sebeșul, Mediașul, care mai fost Sighișoara, Orăștia, care ocupau teritoriul Transilvaniei, teritoriu ocupat de coloniștii sași. Vedeți aici că cel din mijloc, dacă vă uitați atenți, da? Deci astea trei și trei sunt mai slăbuțe. Da. Asta este mai dolofan. E mai mare, da. Așa e mai dolofan, mai grăsuț un pic. Da. Asta e Sibiu. Ah, ok. Capitală, păi da? Nu. Capitala provinciei, da? Și acum, normal, ea trebuie să fie mai frumos redat. Și dacă ne mutăm un pic, veniți un pic cu mine, îmi place să fac un pic și paralela asta. Ia uitați-vă acum, apropo de acele șapte cetăți de acolo, ia uitați-vă un pic la fațada bisericii. Câte triunghiuri. Sunt șapte, da, așa este. Și cum e al șaptelea? În spate. A, da, e unul mai în spate. Mai în față. Da. E acoperă portalul de intră ușa bisericii. Da, așa este, da. Da? Este cel care este mai în față, da? Adică e cel mai Păi Sibiul, ias în evidență. Aia, la aia ne referim. Este Sibiul care ias în evidență, da? Da. Îmi place, acum nu știu dacă într-adevăr sașii au avut în gând treaba asta. În schimb, foarte bine se pretează transpunerea conceptului de Siebenbürgen pe fațada bisericii. Exact. Și mai avem și ideea aceea mai târziu, dacă apucăm să vorbim despre... Ajungem pe strada Mitropoliei, lângă Catedrala Ortodoxă, unde avem sediul Arhiepiscopiei și acolo avem blazonul lui Andrei Șaguna. Da. Și blazonul lui Andrei Șaguna are un cucăstârc așa care ține un ou într-un picior și stă pe șapte coline. Okay. Și se vorbește de cele șapte virtuți, de fapt, ale creștinismului. Și acum, oarecum, stau să mă gândesc, pentru că Transilvania a avut, de fapt, mai multe cetăți de scaun, una, șapte la un moment dat, au mai jonglat, au mai fost câteva. Posibil, oarecum, să se meargă și înspre creștinism și să se facă o aluzie la cele șapte virtuți principale ale creștinismului. Nu știu, e o cifră oricum cu care ne putem juca mult și ne putem folosi imaginația destul de mult, da? Așa că e mai bine să ne lăsăm fantezia un pic uneori să mai joace, da? Da. Bun, și dacă turiștii vin la Sibiu aici, eu le recomand neapărat o vizită în interiorul bisericii. Da.
să vadă și când sunt concertele de orgă, se poate vizita și turnul până sus. Și, bineînțeles, când vor intra, pentru că vedeți acolo unde este intrarea, acum e blocadă cel mai probabil pentru că urmează concertul de orgă. Da. Este ferula, unde avem în zid acele pietre funerare de care vă spuneam, care au fost aici și care au fost puse înăuntru. Sunt eu cea mai mare colecție, din câte știu, undeva la 60-67. Da, dacă nu mă înșel, foarte frumos puse și să scrie cine, ce a fost. A fost primar, a fost, nu știu, notar, da. Ce a fost la momentul respectiv. Da. Și aici avem și vestita, dacă se urcă de pe trepte, vreți să mergeți în sus la turn, separat avem o piatră funerară a unui român. Okay. Deci e singura excepție, să știți, din câte știu eu, unde avem o piatră funerară a unui român care a fost înmormântat aici. Este vorba de Mihnea Fodăcerău, fiul lui Vlad Țepeș, care se spune că ar fi fost executat undeva aici, chiar poate în dreptul bisericii, în aprilie 1510. Da. El fugise din țara românească, vrea să facă oarecum aici o fel de alianță cu țașii și să-și recupereze tronul. E o poveste din asta, așa, demnă de roman. Planul nu i-a ieșit foarte bine și se spune că la un moment dat, câteva luni mai târziu, când ieșea din biserică, a fost înjunghiat de trei boieri care l-au urmărit, care nu putea să suporte ideea că el s-ar reîntoarce pe tronul Valahiei. Și atunci, dacă n-aveai posibilitatea să votezi, să așa, eliminai cum puteai. Și cam doar da. Așa puteai. Așa, da. Cam așa puteai. Și atunci, el fiind omorât aici, cel mai probabil, în zona, în dreptul bisericii undeva, da, o crimă la 1510 în oraș, era echivalentul cu o crimă astăzi, adică un oraș cu un asemenea statut al Sibiului la momentul respectiv să aibă așa o gafă, da. Adică tu, gărzile tale să nu fie în stare să păzească oamenii și așa mai departe. Totuși au făcut o excepție și a fost înmormântat aici, de aia și avem piatra lui funerară în biserică. Deci pe aici pe undeva au fi fost, nu știm exact acum. Da. Deci asta te face biserica deosebită de altele. Da? Dacă da. Nu e cea mai mare, nici cea mai înaltă. Dar uite acum care știți niște... ce deosebește. Exact, da. Da. Bun. Haideți să mergem în continuare. Da. Suntem în curtea, deci suntem în piața Huet în continuare, da? Da. Și aici pe partea stângă ați văzut unde au ieșit elevii. Este colegiul Samuel von Bruckenthal. Cred că este cel mai vechi, cel puțin din Sibiu, cu siguranță cea mai veche școală. Vorbim tot așa de secol 14. Da. Pentru că întotdeauna unde exista biserica, ați văzut și la Sighișoara, ați văzut și la Brașov, în imediată apropiere exista școală, în imediată apropiere a bisericii, unde copiii învățau, băieții la început, învățau, bineînțeles, marea majoritate urmau să fie pedagogi sau teologi sau preoți, însă s-a dezvoltat foarte mult. Ei, cel mai mult s-a dezvoltat în secolul al XVIII-lea, atunci a fost un pedagog aici, Daniel Filci, care era pasionat de științe, de cunoaștere, a studiat și pe la Viena, era chiar și în perioada lui Bruckenthal, când s-a pus foarte mare accent pe educație. Și elevii de aici, foarte interesant, erau organizați într-un fel de asociație a elevilor, să zicem, se numea Coetus, care avea niște centurioni și care la rândul lor aveau niște decurioni, care fiecare își avea în subordine 10 elevi, îi coordona. Okay. Și era un fel de asociație a elevilor. Astăzi ei se ocupau de competiții sportive, de excursii școlare, de absolut tot ce însemna viața elevilor în liceu, în școală. Inclusiv penalizările, adică de foarte multe ori când întârziau la ore sau când eu știu ce alte chestiuni mai făceau, ei erau pedepsiți cu diverse, se spune că și amenzile, din amenzi, imaginați-vă, la 1700 și ceva, din amenzile luate de la elevii neascultători care întârziau la ore, s-a cumpărat un telescop, un microscop solar și o cameră obscură, adică ceva deosebit. Înțelegem că erau ele foarte ieftine sau erau foarte multe? Erau amenzile mari. Erau amenzile mari. Acum sunt convinsă că și atunci nu erau neapărat ușor de biserică. Ca da, exact. Deci nu, fiecare generație a avut problemele ei. Da. Acum, cu siguranță, regulile erau mult mai stricte atunci față de ce avem noi acum. Da. Nu mai prea avem reguli. Dar a fost ceva inovator. Tot în perioada respectivă, Bruckenthal a finanțat destul de mult școala. Și dacă ne apropiem un pic, vedeți și portalul, foarte interesant. Da. Avem foarte multe elemente masonice aici. Care-i legătura?
Păi, pe la 1767 se formează loja masonică la Sibiu. Da. Au fost niște studenți care erau de pe la Sibiu, Sebeș și Sighișoara, vreo 9, s-au dus să studieze prin părțile Europei, în special în zona Germaniei, s-au întors, nu știu că nu, prin zona Dresdei, o bună parte din ei, și când acolo ei devin, sunt abordați și devin membri în diverse loje, chiar cu grade destul de mari. Și după ce se întorc la Sibiu, pentru că asta era menirea lor atunci, ei pun bazele unei loje la Sibiu. Or, scopul ei era acela de promovare, în primul rând, printre altele, vor mai discuta un pic mai încolo, de promovarea educației, da, a științelor, a culturii și de dezvoltarea comunității cu ajutorul culturii, științelor, artelor și așa mai departe. Și erau niște valori fenomenale, vorbind de iluminism, vorbind de umanism, da? Dar vom mai discuta subiectul ăsta și când ajungem la Bruckenthal, că el a fost mare maestru mason și ăsta este unul din subiectele mele preferate, așa de suflet, cu masoneria sibiană. Okay. Și vedeți aici portarul de intrare, da, și scrie acolo în latină erudiționi, da, virtuția exemplis sacra, adică ceva de genul că este dedicată exemplului virtuții și virtuții, da, și da, educației. Deci o clădire care își avea scopul foarte clar, acela de a crea o societate, să zicem, mai dezvoltată cu ajutorul culturii și științei. Chiar și sala mare, aula, care este fantastică la interior, are așa pe plafon, pe tavan, câteva elemente, are o carte deschisă, mai mult decât deschisă, și scrie natură și revelație, are cornul abundenței, are flori de dafin, are echerul, are câteva elemente din astea tipice masoneriei, da? Da. Deci un cumul, să zicem așa, de elemente. Deci cel mai probabil a fost și influența lojei, care e posibil să fi sponsorizat, da, clădirea. Tot ce se poate. Dacă vreți să mai aflați lucruri despre masonerie și cum să devii mason, am fost la Oradea, în Muzeul Masoneriei, singurul din România, și aveți, vă las un link al videoclipului și în descriere. Da, asta m-ar interesa și pe mine. Da. A fost acolo la Oradea, când a fost, Doamne? Cred că anul trecut a fost expoziția a lojei sibiene, a ceea ce a mai rămas de la loja sibiană, da, care este ținută de Muzeul Bruckenthal, și au avut ei o expoziție tematică la templul din Oradea anul trecut, și acum am văzut că va fi la Călăraș. Okay. Expoziție. O fac oarecum o expoziție itinerantă, da, și merge prin diverse, okay, interesant, locuri. Da. Oarecum noi mergem prin spatele bisericii, a fost, da, latura de sud, acum trecem spre latura. Asta e acea latură care nord putea să cadă, da? Exact. Făcută în, da, la marginea dealului. Exact, acum se și vede, noi dacă mergem vedem diferența. Da, păi după zidul ăsta deja se vede în jos. Vedem acum, pe treptele. Și vedem treptele, da, din stânga, exact, da. Exact. Se vede diferența foarte clar și, da, aș zice să coborâm până aici la trepte, ca să vedem în partea stângă și zidurile. Vedeți un pic, da? Sunt 1, 2, 3, parcă sunt 4 felii așa de zid, exact, puse, da, unul după altul. Cel mai probabil ele au fost puse în continuare ca să susțină dealul. Coborâm câteva trepte și se și vede, uite de aici, se și vede turnul. Și acele arcade cu rol de zid, de contraforți. Vedeți? Da. Se văd arcadele și ele oarecum cad în zona asta de case. Iată-le. Da. Și vin și se continuă cu șirul acesta de case în partea de jos. Da, deci aici noi clar avem diferența dintre orașul de sus și orașul de jos. Exact. Și dacă vă întoarceți cu camera, vedeți turnul. Și turnul acesta, turnul bisericii, și facem în stânga un pic și vedeți turnul de apărare sau de intrare, dacă vreți, da, în cetate, da? Da. Unul dintre ele, turnul este, pe el scrie monument istoric de secol 12. Wow. Deci scrie pe el că este de secol 12, 13, reabilitat în secolele 15-16. Dacă nu este primul, acum e greu să spunem dacă a fost primul sau nu, dacă nu este primul, este cel mai probabil unul din primele turnuri construite la Sibiu. Vă povesteam de comunitatea aceea lui Herman, el, da, fiind sus pe deal.
comunitatea care undeva în zona asta s-a dezvoltat. Și asta era un poartă, un fel de turn de intrare înspre orașul de sus. Deci da, are sens să spunem că este, dacă nu primul, unul dintre primele, exact, deci de secolul XII, foarte bine păstrat până în zilele noastre. Și vedeți și clădirile care practic au fost încadrate de-a lungul. Și dacă ne uităm inclusiv la construcția lor, acum ele sunt, o parte, uitați, de sus, a fost reabilitată, da, zona asta nu, dar vedeți și amestecul aici de construcție, de cărămida veche, piatră combinată, da, vedem cu că niște... diferă, da. Exact, și dacă ne uităm, exact, doar la straturile, asta clădirea este pe iare, deasupra portalului scrie 1704, dacă mă, clădirea, da, cu siguranță e mult mai veche. Vedeți numai câte straturi de zugrăveală, exact, au fost de-a lungul timpului, culori, da, exact, da, până s-a ajuns la asta. Acum eu sper, nu știu exact care este situația clădirii, multe să se reabiliteze, dar pe de altă parte, iată că putem vedea amprenta istoriei. Da, de aici se vede foarte clar, la fel, da, și ca dacă vă uitați și pe partea cealaltă, clădirea asta gri aici pe colț, care și este monument istoric, toate sunt aici monument istoric, da? Da. Și aici e o problemă, că atunci când te apuci să faci reabilitare, ei, știți că este destul de complicat și destul de scump și avem și o problemă de proprietate aici. Da, de, da, ce? Ce anume? Păi a fost și problema asta, casele care au fost naționalizate o parte în perioada comunistă, okay, ele au fost locuite de saș, după care au fost transformate în mai multe apartamente, multe dintre ele au mai mulți proprietari acum. Așa este, da. Multe dintre ele sunt în procese și atunci procesul de reabilitare în sine este unul mult mai dificil, da, și mult mai greu. Până la când nu ai proprietarii sau proprietarul. Exact, da, exact. Dacă se află în procesul. Iar costurile sunt mari. Deci sunt să reabilitezi ca să poți să folosești materiale de care ai nevoie și așa mai departe, da, sunt foarte mari. Gândiți-vă ce ziduri groase sunt aici, gândiți-vă interioarele, multe dintre ele pot să aibă chiar frește. Da. Da, pentru că foarte important, vom vedea și în Piața Mare, la momentul în care își construiau, atunci își construiau ca niște fortărețe în fortăreață. Exact. Da, da, tocmai ca pe timpul asediilor ei nu puteau să iasă din casă și atunci își aveau inclusiv capele acolo. Da, deci ei se organizau foarte bine. Astea sunt niște valori. Exact. De că cineva și-a dus, a dat cu mingea în scoc și acolo a rămas. Da. Haideți să reintrăm în... Haide. Pe treptele de sus vreau să vă mai arăt ceva. Urcând... Vedeți că ambele clădiri aici au fost reabilitate. Clădirea din stânga aparține primăriei Sibiu. Da. Primăria a reabilitat și are în proprietate mai multe clădiri din centrul istoric, câteva chiar în Piața Mică. Da. Și aici și avem birouri aici. Vedeți, serviciu public de administrare a unităților de învățământ. Da. Nici eu nu știam, am citit. Revenim în orașul de sus. Însă aici facem un scurt popas, să ne uităm în stânga. Ceea ce acum e o curte interioară, da, și ține de un restaurant, era pasaj. Așa. Era un fel de zonă de trecere. Vedeți că zidurile, uitați zidurile astea vechi. Da. Acum imaginați-vă că orașul a avut în total 5 centuri de fortificare, care s-au făcut cam la 100 de ani. Începând cu 1100 și ceva, 1200, până pe la sfârșit de 1500, da, când s-au construit bastioanele. Cu ele s-a încheiat marele proces de fortificare a orașului. Vă voi arăta și o hartă. E, și aici probabil că a fost legat de turn, iar la urmă a fost zid de apărare, iar clădirea care se vede încolo, ea se continuă, da, este clădirea fostului spital, azil spital, de care vă spuneam, și a bisericii. Vă spuneam că atunci, la 1100 și ceva, când au venit sași, Herman era sus pe deal, iar jos era comunitatea de sași, care aveau și ei o biserică. Cel mai probabil chiar și prepozitul să fi fost o perioadă aici, până s-a terminat bazilica din cetate. Da. Ei, aici a fost, okay, o, da, parte. 1292, atestată. Ca și biserică și... azil. Da. Foarte interesant. S-a scris o carte întreagă. Profesorul Beșliu a scris o carte foarte interesantă. Și cum se administrau ei. De exemplu, aveau, luau, să zicem, și se ocupau de tineri orfani, da, sau femeile văduve, sau bătrânii cu probleme. Știau să-și facă bani. Cei care erau cazați aici primeau așa un fel de certificat.
și putea să meargă la porțile de intrare să cerșească. A. Și banii pe care îi primeau îi foloseau aici, da, dar erau cerșetori autorizați. Iată. Da? Știți că se face. Cât de tare. Chestia, cât de tare. Da. Aveau și niște căruțe pe care le împrumutau să facă transfer cu butoaie cu vin, să facă transport. Deci făceau un fel de Bolt, un fel al zilelor noastre, să știți că aduceau de pe zona Hârtibaciului sau Târnavelor. Aveau și niște clădiri pe care le închiriau, de exemplu când vineau calfe în Sibiu sau când veneau meșteșugari sau negustori, eu știu. Adică se autofinanțau într-un fel sau altul. Ei țineau de biserica Arconelă, dar se auto și se autofinanțau. Adică sunt niște chestii inovatoare acolo, însă ar trebui să le citească unii, că s-ar putea să tocmai le dea niște idei. Tocmai mi-ai spus cine a scris cartea și o pot căuta. Da, e o carte tare drăguță. Bine, ea este un pic de detalii destul de interesante, de realizate, să zicem, descoperirile în urma unor ample lucrări de reabilitare. Totuși vorbim de o clădire de secol 12-13. Da. Și astăzi continuă oarecum. Este un azil de bătrâni acolo și biserica, care, din păcate, nu este în cele mai bune condiții. Construcție, ce se mai poate spune construcția de atunci? Păi a rămas în parte. Adică, într-o mare parte... S-au făcut biserica, da, s-au făcut cercetări acolo. Biserica nu arată în cea mai bună formă. Ea a fost catolică la început. Nu știu dacă nu la un moment dat a devenit în perioada reformei biserică protestantă. Nu știu sigur, cel puțin așa sunt niște indicații acolo. Iar acum, din câte știu, a fost preluată de biserica ortodoxă. Parcă se fac slujbe. Okay. Ține de parohia. Deci ar fi interesant să o vizitez la o slujbă. Da, exact, e foarte interesantă și să ai feeling-ul ăla că ea oarecum astăzi fiind și azil și sunt în general persoane care sunt vârstnice și cu diverse probleme de sănătate și-a păstrat oarecum funcțiunea în cei 800 de ani. Deci, adică e chiar interesant. Cel mai interesant e să vezi cum se autofinanțau. Da. Bun. Citiți cartea aceea că pare foarte interesant. Aici ce avem? Avem casa calfelor. Da. Calfele sunt tinerii pe care vedeți și pe fotografii. Uite, avem și aici în spate. Îi aveți aici. Dacă nu îi avem în live, ei vor veni prin august la Sibiu. Și chiar invit turiștii deci să vină. Deci august vin calfele la Sibiu? În general, în prima săptămână din august cam apar și rămân. Și la ce august, fac? Septembrie. Vin și ce fac? Unde stau? Ce fac? În casa asta zilele. Stau. Oare ați povestit, nu mai știu dacă ați povestit și dacă ați povestit și la Sighișoara de... Ne-a spus Peter. V-a spus, cred că v-a... Dar tu poți să ne mai spui. Pentru că avem niște materiale, puteți să dați în spate, avem niște materiale filmate și în Sibiu cu Peter Suciu. Sighișoara. Pardon, în Sibiu, că în Sibiu suntem aici. Sighișoara. În Sighișoara, foarte interesante. Da, foarte frumos, are un spirit așa tare plăcut. Păi, v-a spus că comunitatea... fiind comunitate de breslași, da? E organizat în Bresle. Exact. Numărul brezlelor tot crește și tot crește cei peste 200 de ani. Și erau foarte bine organizați. Atunci trebuie să înțelegem că nu exista conceptul ăsta de individ. Adică dacă mie mi-e bine, ce-mi pasă de restul. Deci nu exista conceptul de individ, ci conceptul de comunitate. Tu gândeai în contextul comunității. Gândiți-vă că era ca un fel de motoraș. Adică dacă tu nu respectai regulamentele într-o comunitate atât de mică, păi putea să se ducă totul de râpă. Nu exista. Trebuia ca totul să fie foarte bine respectat. De asta avea și sistemul ăsta de organizare pe vecinătăți. Adică fiecare stradă era organizată pe un vecinătăți, ca și la Breze. Avea un tată de vecinătate tânăr, unul în vârstă. Un sistem din ăsta democratic, în fiecare an își alegeau tatăl de comunitate astfel toți să fie pe rând tatăl de comunitate, adică niște reguli foarte clare, foarte bine definite și care nu trebuiau negociate. Da. În niciun caz. La fel și organizarea pe bresle. Da. Aici mie îmi place când vin cu băieții, așa. Că mai am și când avem cu școala altfel, știi, și mai vin grupe din ăștia de elevi, care știți cum sunt astăzi. Da, așa. Trâncănesc continuu, ei vorbesc mai mult decât mai mine. Mai diferiți, deci reușesc să mă depășească. Și aduc aici băieții, ăștia, mai ales ăștia care sunt așa până și de liceu. Și aici eu le povestesc niște treburi ca să înțeleagă niște lucruri. Eu cred că le înțeleg până la urmă. Imaginați-vă că în perioada respectivă, băieții, când aveau 7 ani, deja ei trebuiau să înceapă să lucrează la altor de tatăl lor ca ucenici. Da. În breaslă, în atelier. Că dacă era brutalul brutar, tâmplar, ce erau dulgher, ce iau ei. Și asta vreo 7 ani. Da, ei tot trebuiau să lucreze acolo ca ucenici și înveți, deprindeau meseria, clar. Deci învățau, nu avea cum să nu.
La 14 ani, când deja aveau o experiență, da, zicem așa, ei plecau într-un următoarea etapă, aceea de calfe călătoare. Și asta însemna că vreo 3 ani de zile ei tot călătoreau, în secolul XIX ajungeau până spre Viena. Și în aceștia 3 ani se tot plimbau din loc în altul, unde găseau un meșter alături de care să lucreze. Da? Să-și facă stagiatura, dacă vreți. Da? Da. Bineînțeles, și acolo, în anumite condiții. Că se zice că și dacă era regula asta și când veneau calfele la Sibiu, dacă erau atât de obosiți după zi de lucru și se puneau în pat cu cizmele sau cu bucancii, nu era ok. Erau amendați, da. Deci nu existau te pui, nu e niște merge. Niște reguli. Exact. 3 ani de zile, după care se întorceau acasă, își dădeau un, să zicem, ca un examen, da? Veneau cu un obiect, cu ce făceau ei, și după își arătau și lista cu tot ce unde au lucrat și cu parafa, da? Atenție! Exact, da. Și dădeau examen și demonstrau că făceau un obiect și că ei l-au făcut. Da. Adică nu era pe principiu copy-paste. Știți cum este astăzi la lucrările de doctorat, când tu nu demonstrezi că tu l-ai făcut. Te duci, da, cu lucrarea și la revedere. Ei, băieții ăștia trebuiau să demonstreze că ei chiar au aptitudinele respective și că au și învățat ceva. Și asta era deja pe la 17-18 ani. Da. Când ei deja deveneau maestri, lucrau în atelier, erau acceptați în breastră și puteau să se și căsătorească. Acum ne prefera cu o fată din aceeași breastră, dacă nu găseau asta, ei n-au ce să-i faci. Da. Dar erau acolo, știi? Noi te sfătuim să... Noi, imaginați-vă cum e să trimiți astăzi un copil de 14 ani. Nu? Fără telefoane, să-i trimiți, păi, la lucru. În primul rând, nu știu, părintele cum ar putea, cred că îi se rupe sufletul să-i plece puiul la 14 ani. Totul era precoce atunci. Exact, da. Dar ia să le zic băieților, băi, ia, bucurați-vă că ce aveți voi, să-și fiți un pic recunoscător, că nu era chiar așa. Nu prea au cum, dacă s-au născut cu asta, e greu. Dar uite că le spui cum era înainte și atunci, păi, poate că... Era mai responsabil, că n-aveam control. Da, da. Acum și durata medie de viață era mult mai scăzută, da, față de cum avem noi. Acum, dacă ajungeai la 50-60, deja erai... foarte bătrână. Erai înțeleptul, bravo, satului. Da. Ei, tradiția continuă, dar un pic diferit. Există o asociație, cred că sunt mai multe de fapt, care are, hai să zicem, asociația asta a calfilor călătoare, care reunește mai multe orașe de prin Europa. Da. Dar cel mai mult cred că vin din Franța și din Germania, dacă nu mă înșel. Ei sunt tineri, dar astăzi au între 20-30 de ani, totuși, rezonabil. Da, păi, da. Care își dau seama că ei vor să facă ceva în viață și vor să învețe o meserie, da, și atunci vin, aplică, sunt acceptați în asociație și pot să-și aleagă. Ei, acum sunt diverse meserii pe care asta pot face. Asta vreau să te întreb, cam ce meserii? Păi de la croitor, la dulgher, la constructor, la... Erau la un moment dat și din ăștia care reparau ceasuri, sunt multe. Da. Dar la noi, la Sibiu, da, Sibiul este parte din asociația asta de prin 2004, vin în general dulgheri, constructori, deci ceea ce noi spuneam pietrari odată. Da. Și acum nu mai putem să zicem fierari, dar prelucrează metală. Lucrează mult cu fierul, dar în general am auzit că și cu alte metale lucrează. Deci astea sunt cei trei principali. Da. Ei, și ei vin, ei călătoresc astăzi, la fel să știți că nu prea fără merg telefon. Cu... Fără telefon. N-au, da? N-au. Și se descurcă până la urmă, dar... Nu-și fac atelierul și stau toată ziua să-și trimite selfie-uri pe Instagram, adică nu prea ai voie așa ceva. Outfit-ul, da, îmbrăcămintea este cea care, sau încearcă să copieze ce aveau odinioară, da, deci nu se îmbracă civil ca noi niciodată în cei 3 ani și de călătorie. Și care și spune despre meseria lor, despre nivelul, exact, pe care, exact, l-au atins. Exact, o să vă arăt imediat că, da, sunt pe câteva, putem să și citim chestia asta. Deci ei în continuare respectă câteva legi și cum călătoresc. Fac mult, iau ocazia, cred că mai mult cu trenul, deci da, nu prea merg cu călătoresc cu avionul. Nu au trolere după ei, au acel baston al cred că are și o denumire anume, al calfei cu așa un săculeț, da, pe umer, știți, cum îi vedeam noi odată. Ei respectă, vin la Sibiu întotdeauna, știu că am în august, ca să se deschide, deci aparține lor, nu plătesc chirie, stau o lună jumate, depinde, și improvizează niște ateliere, fie aici, fie în dreptul bisericii, unde am fost noi mai devreme, și fac acolo tot felul de demonstrații. Deci sunt și implicați, că anul trecut, de exemplu, am văzut că au făcut niște clase cu copii cu dizabilități, da, și i-au învățat să, nu știu, să facă tot felul de obiecte din olărit sau tot felul de chestiuni, da? Adică sunt implicat și la nivelul ăsta social și multicultural, dincolo de toate. Da. Dar și învață o meserie. Unde vin? Mulți din Germania și din Franța, foarte mulți din Lyon, din câte am povestit cu ei. Deci de acolo vin, da. Da.
acum românii sunt acceptați, dar eu n-am văzut români, nu. Și mai sunt acceptate și fete. Și fete, înainte fetele nu lucrau. Bă, da, deci sunt extraordinare și fetele, sincer să vă spun. Adică lucrează, au o mână excelent. Anul trecut, de exemplu, am cunoscut pe unul, era tinerel, în branșă doar de vreo 4 luni, deci era la începutul călătoriei lui inițiatice, dacă vreți, așa că era o călătorie de inițiere, să zicem. E și ideea de, prin călătorie, tu nu doar că te duci și lucrezi, dar tu și te dezvolți. Explorezi, descoperi, ca și noi astăzi când călătorim, că până la urmă de asta și călătorim, nu doar să ne relaxăm, dar și descoperim, să explorăm locuri noi și atunci și învățăm. Și cu turiștii, de multe ori spun, noi când călătorim, descoperim lucruri fantastice și românianii se relevă așa, wow, e o revelație. Așa este. Atunci, la fel și pentru ei. Da, deci sunt în zonele astea și Austria, probabil, dar nu trecut la întâlnit pe tânărul ăsta care avea mult chef de vorbă. Okay. Era din Anglia. Da. Mai rar am avut din Anglia. Și el ne spunea că a terminat ceva facultate de agronomie, avea vreo 23 de ani, dar și-a dat seama că nu-i place. A avut el așa o revelație și a zis că mie nu-mi place să lucrez în domeniu și că lui îi place dulgheria. Și a intrat în asociație și a găsit un coordonator, nu știu exact cum se numește, că îi folosesc foarte mult și termeni din astea tipici. Și a pornit în călătoria asta, se afla la Sibiu, nu se întorc niciodată aici. Deci ei pe unde merg, în principal, explorează cât mai multe locuri, nu se întorc în locul în care au mai fost. Și era foarte entuziasmat. Deci, până la 3 ani mai avea mult. Da. Nu știu dacă acum mai e la fel de entuziasmat. Nu e foarte simplu. Da, nu e chiar. Adică ei nu au voie să facă profit. Da? Ei nu sunt plătiți pentru ceea ce fac. Când vin la Sibiu și improvizează cele ateliere sau își au diverse lucrări, am văzut că lucrează, de exemplu, dacă e o casă în reabilitare, se duc și lucrează și la casa în reabilitare, mai ales dacă e monument istoric sau când a fost biserica în reabilitare, vedeți și în fotografiile astea, au lucrat foarte mult la reabilitarea bisericii. Aici fotografiile chiar de la biserică sunt făcute. Da. Deci au lucrat mult și aici, a fost nevoie de ei, bineînțeles. Pleacă mai departe apoi, da, în alte orașe, dar din câte știu și pentru mâncare există un fel de contract, să zic, de catering, ceva de genul ăsta și primesc mâncare pe zilnic, dar nu, primesc donații, dar nu știu ce, sau își vând ei obiecte din artizanat pe care le fac, da, dar nu știu ce. Și în general se duc banii ăștia pe bere, pe După această călătorie, ce se întâmplă? Ei, nu știu dacă cumva dau un examen, oricum primesc o diplomă. Da? Ei sunt meșteri. Deci sunt meșteri în adevăratul sens al cuvântului. Mai ales dacă au fost altfel și au și însemnele. Este o mândrie recunoscută la nivel de Europa, e recunoscut. Și mulți dintre ei lucrează foarte bine. Noi avem și la noi, la Rikish, Cristian Brumel, dacă nu mă înșel, este o fostă calfă care a fost acum mulți ani la Sibiu, care e din Germania, dacă nu mă înșel. Da. Și-au luat o casă acolo și-a făcut un atelier de tâmplărie. Da, foarte pentru că asta frumos. Ajung la un moment dat să-și facă un atelier să-și propriu. Să-și facă un atelier, da. Și să fim serioși, în zilele noastre chiar e nevoie de astfel. Este, mai ales pentru restaurări. Da, pentru orice fel de meserie. Vedeți cât de greu găsește astăzi un meșter în absolut orice. Exact. Toți suntem cu facultăți, peste facultăți nu știm să facem nimic. Și nu mai avem meșteri. Exact, dar oamenii ăștia chiar lucrează și sunt chiar trecuți prin niște filtre, dacă e să spun așa. Iar ei, la rândul lor, primesc alte calfe în casa lor pe care să-i învețe. Așa, niște ucenici. Niște ucenici, așa, da. Bun, vedeți casa, aici este marcată, casa calfelor, și vedeți și stâlpul acolo, stâlpul calfelor. Așa, ce-i cu acest stâlp? Ei când își terminau, stagiatura, să zicem, într-un loc. Și plecau mai departe și lăsau un obiect. Înainte putea fi o monedă cu numele lor sau cu inițialele. Ca după dacă au fost aici, apoi plecau mai departe. Da? Încă o dată, nu puteau să-și facă selfie-uri, să dovedească, uite, da, să-și dea un check-in, cum se zice. Și făceau chestia asta. Check-in at Casa Calfelor, exact. În Sibiu. Și atunci aveau chestia asta, își pune niște obiecte. Acum, dacă ne uităm cu atenție, ele sunt foarte creative, așa, vedeți că sunt de toate formele și felurile și în funcție de imaginația lor. Acum, unii o fi lăsat mai multe decât unul, nu știu. Dar dacă ne uităm, avem aici, de exemplu, vedeți aici avem pentagrama. Da. Este steaua microcosmosului, este simbolul calfei, este calful, este sinele ghidat, care ai mâinile care te ajută să lucrezi, să creezi, să transformi materia și picioarele care te poartă, da? Dar totul este condus de aici. Avem simbolul, uite acolo mai sus, iar deasupra mea, al compasului.
Ia uite-l chiar aici deasupra, da? Da, da. Și dacă vă uitați pe casă, da. Ia uitați iarăși, avem compasul, avem da. Echerul și avem iarăși acel baston al calvei, da? Da. Ei, la ce vă duc cu cuintea? Simbolurile astea. Exact, la francmasonerie. Și zice, pentru că noi aici am avut, în Transilvania, ca în toată Europa, am avut tot tipuri de masonerie. Am avut masoneria operativă, da. Da? În Europa asta a fost masoneria veche de mediu, cu marile școli de arhitectură, să zicem, și marile asociații de arhitecți care ridicau marile catedrale Europei. Da? Acele catedrale în stil gotic din Franța, din Spania, din Anglia, din Italia. Multe școli au plecat de arhitectură de pe la Cluny, din zona mănăstirilor, și apoi pe la Lombardia, pe la Como. Ei, și ăștia cu ridicau niște catedrale enorme în Europa, susținuți, aveau un monopol. Da. Și erau susținuți de biserică și de papă, bineînțeles. Și ei, la fel ca și ceilalți, sașii din Transilvania, călătoreau destul de mult și destul de liberi, dar erau asociați, organizați în asociații secrete de susținere și ca să nu transfere secretul construcții. Pentru că găseau ei, făceau un calcul în nisip, îl ștergeau repede. Okay. Și le dădeau un unghi, nu știu, o cheie de bolto, nu știu ce, dar ca să nu fie furat. Și de alții era un secret unit și se transfera dreptul de la tată la fiu. Da. Deci asta este masoneria operativă, practică. Da. Și bineînțeles, aveau instrumentele de bază. Da? Geometria și arhitectura care erau considerate mama civilizației. Și asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că în momentul în care, chiar și la Sibiu, luăm cazul concret, în momentul în care Herman și comunitatea au ridicat ziduri de apărare în jurul lor, nu s-au mai concentrat numai cum să se apere, și la fel a fost în toate vremurile, ci deja zidurile făceau o parte din treaba lor. Da. Iar ei, în interiorul zidurilor, s-au concentrat asupra dezvoltării și asupra altor lucruri, nu doar asupra apărării, da? Și atunci, în secolul sfârșit de 17, început de 18, când arhitecții ăștia și loje, masoneria operativă își cam pierde din... Haideți să primim mai încoace. Își cam pierde din rol. Da. Da, nu se mai construia atât de mult la... Nu se mai construia atât de mult. Se face switch-ul. Și se trece în ceea ce noi numim, sau ce s-a numit la momentul respectiv, masonărie speculativă. Okay. Da? Și vorbim de acele loje masonice care se transformă în toată Europa, apar în Europa, și care se inspiră din masoneria veche. Masoneria speculativă era acea masonerie a iluminismului. Lojile masonice apărute în Europa, iluminismului în Europa secolului XVIII, care reuniau o altă societate, da, persoane care în apropierea regalității, cei care aveau acces la cultură, la educație și așa mai departe, și care s-au grupat în acele loje, să zicem, care au copiat modelul fostei. Da. Masonerii cu acele instrumente de bază care de acum nu mai aveau un rol. Gândiți-vă, ei nu mai ridicau catedrale. Masoneria speculativă nu mai ridica catedrale. În schimb, ridica spiritul uman. Da? În schimb, ridica nivelul acesta de educație și de cultură. Da? Și atunci ei foloseau acele instrumente, compasul, care era rolul acela de da celor din jurul tău, de a șerui, dacă vreți, cunoaștere și știință. Avem apoi unghiul drept, dar la clădire unghiul drept. Dacă e 90 de grade, e perfect, dar dacă tu l-ai așa unghiul sau așa, clădirea aia riscă să se prăbușească, la fel ca și spiritul uman. Dacă el nu e drept, nu este onest, nu este cinstit, se prăbușește. Da. Da? Deci toate elementele pe care voi le-ați văzut acolo ca elemente ale geometriei și ale construcției capătă un rol metaforic transpus în ființa umană. Da? Asta îți duce iarăși înspre masonerie, mai discutăm la Brocheddar. Da. Să mergem un pic mai departe pe podul minciunilor, ce ziceți? Da, haideți! Să vedem cum e acolo și ce simțim.
Păi, na, să vedem, dacă zice minciuni, că așa se zice despre pod, că simte un pic dacă trec mincinoși pe el. Aha, ok. Și cum se simte? Păi, acum vedem și noi, ce să zic, nu vreau să dezvălui. Ok, exact. Mai ales că fiecare persoană poate simți diferit. Da, păi bine, acum podul cu mine obișnuie, să știți. Da? Ce zic eu, podul s-a învățat. Ok. Deci dacă adică veniți des pe aici, o să se obișnuiască. La minciunile mele, eu obișnuit. Acum vedeți de unde, exact de unde am pornit, da? Da, noi de acolo am pornit, din dreapta imediat. Și ne-am dus de jur împrejurul biserici, am venit pe aici. Am făcut practic un conjur al bisericii. Ocol, da. Foarte frumos, să știți că este cadrul și de aici. Dacă vă întoarceți acum cu ia camera. Ia să ne uităm de aici. Da. Da. Vedeți un pic biserica și din poziția aceasta. Și ce remarcați de aici? Păi, în primul rând, vedem acoperișul mai bine. Acoperișul, vedeți mai bine, exact. Da. Care arată deosebit. Parcă tot așa niște ori. Vedeți acoperișul? Bine, și el a fost reabilitat. Da. Nu știu neapărat dacă în întregime, nu știu dacă turnul a fost, dar cel puțin biserica, partea aceasta de construcție, da. Este țiglă. Da. Este țiglă, care are o pictură pe deasupra. Un strat de vopsea, pardon. Acolo, rol dincolo de a o face frumoasă, inedită și o scoate în evidență, are și un rol protector. Pentru că acea vopsea protejează și crește mult și durata de viață a țiglei și a acoperișului. Da. Da, bineînțeles, ea trebuia să se vadă de departe. Și chiar se vede. Da, noi suntem foarte mândri. V-am zis, noi am rămas cu acea traumă colectivă și atunci încercăm să... să ieșiți din tipar cu ceva. Da, iată că acum intrăm pe podul minciunilor, nu? Da, acum... Vedem și foarte multe vedem diferența lacăte. Dintre, din nou, iarăși, diferența dintre orașul de sus și orașul de jos. Da. Vedeți cum drumul acesta duce pe sub pod înspre orașul de jos. Acum nu e diferență foarte mare de nivel, câteva trepte. Uite, suficie în spate că avem, să te obosești. Așa, da. În spate vedem orașul de jos. Da. Aici se face accesul, vedeți, doar pe bază de... Cred că un fel de cartele, dar nu mai decât... Da, pentru cei care locuiesc accesul aici. Accesul a fost restricționat foarte mult. A fost la început un pod din lemn, da? Inițial a fost un turn, după care a fost un pod din lemn. Adică, bineînțeles că în timp a suferit numeroase transformări, asta este clar. Așa cum îl vedem noi, este din 1859, pod de fier forjat. Știți că Sibiul are foarte multe... E recunoscut la un moment dat, făceam chiar niște glume cu Sibiul, care are multe din astea, cum ne zice... îmi scapă numele. Primul în toate. Ok. Îmi scapă acum. Ok, primul în toate. Sibiul a fost primul în multe. Așa. Deschizător de drumul în sfârșit și primul pod de fier forjat sau din fund de pe teritoriul României de astăzi. Da. Înainte să zicem că a fost un pod de lemn. Și în Piața Mică, să știți că îi aveam noi, cum avem Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet aici. Piața Mică aici. Unde este situată? Aici. Asta e Piața Mică. Asta de aici. Bun, am înțeles. Noi am fost în Piața Huet. Okay. Numele vine de la Albert Huet, fost comite al sașilor. Iar aici avem Piața Mică și dincolo de turn, vedeți acolo în față e și turnul. Turnul face legătura în Piața Mare. Ok, perfect. Am înțeles. Acum în Piața Mare avem personalitățile, vipurile, patricienii și așa mai departe. Da, da. Iar în Piața Mică aveam pe următorii oamenii de afaceri, îmi place mie să zic, erau breslașii, dar și ăștia cei mai de seamă. Da. Ei, o să povestim un pic despre structura pieței, dar, după cum vă ziceam, aici era un fel de centru comercial al Sibiului în piață. Da? Ăștia erau meșteșugari, comercianți și așa mai departe. Și, no, acum, un fel de departament de marketing și vânzări, da? Unde, din când în când, cum se supără cei care lucrează în marketing și în vânzări, dar și eu am lucrat, să știți, deci nu e ok. Nu cred. Am lucrat în hotelărie, în vânzări. Ok. Și știu cum îmi vindeam și eu pe mine trebuie să mă vând de multe ori, așa că știu cum de multe ori o facem. Ei, da, povestea zice că na, ca să-și vândă mai bine produsele și toate cele, mai spuneau mici minciuni, nu? Mai exagerau pe aici pe acolo, hai să zicem așa. Da. Și povestea zice că la un moment dat, acum sunt multe legende, na, eu vă zic una. Una dintre ele. Unul din tinerii sași a venit aici cu logodnica. El stătea așa cu cotul undeva pe marginea podului. Ea stătea un pic mai retrasă, era mai timid așa. Și băiatul a început să-i promită câte lune și stele. Știți cum fac băieții astăzi? Nu, se căsătoresc, sunt fericiți. Știm că multe am trecut prin asta. Și la un moment dat, în timp ce băiatul ăsta, povestea multe câte lune și stele, podul a început să tremure și a căzut cu el cu tot. Atunci
martorii au zis că ochii l-au văzut, urechile l-au auzit și a fost pedepsit. Adică, bă, mai oprește-te, da? Era atât de mare mincinos încât nici podul nu l-a mai putut suporta. Fata a fost în regulă, să știți. Mulți mă întreabă, fata a fost ok. Da, băiatul... Băiatul cu mici probleme. Fracturi. Da. Okay. Acum nu e chiar așa mare, să fim serioși. Pe atunci era pământ, nu era... Da, cădea pe moare. Ne imaginăm că nu cădea chiar pe asfalt. Da, da, da. Bun. Și de atunci, acum, de atunci a fost asociat, știți, cu iubirea, cu minciunile, cu asta este, ce să mai... Deci înțeleg că o să, pe aici vin multe cupluri și exact. Afirmă iubirea. Da. Da, păi nu, că noi, o fi fost multe incidente în timp. Probabil că așa, da. Așa, păi prin 1859, acum, hai să avem... Vezi că în spate e cineva. L-au transformat într-un pod de fier, ca să știm o treabă. Exact. Adică, acum rezistă la mai multe. Durata de viață a crescut un pic, să știți că l-am reabilitat anul trecut. Păi văd că ți-mi minte că erau mai multe lacăte. Nu, aia le tăiem săptămânal. Nu? Da. Tăiem, pe alea le tăiem, aici e mult de lucru. Da, dar da. Au fost multe crăpături în pod, deci anul trecut s-a intervenit, au fost multe crăpături. Deci multe minciuni. Cât să și duci. Acum, când tinerii, că mulți tineri care se căsătoresc, că vin aici și fac fotografii. Chiar fac poze, da, asta am vrut să zic, și da. Mulți turiști vin și de la ei, vedeți că sunt lacătele. Unii își mai scriu și numele ca să-i cunoaștem mai bine. Dar în fiecare săptămână, cred, acum nu știu cât de regulat, dar în mod regulat cinevea vine și le taie. Ok. Da. Deci unde lor duce, cât or fi acolo, unde lor duce, dacă nu le aruncă și le păstrează? Ia uitați, că este, adică, practic, ideea care e, că am un turist care îmi spun că asta că din cauza că nu rezistă podul greutății, el rezistă, dă-l încolo, el rezistă, nu-i... Problema este că zgârie și lasă rugină. Lasă urme. Uh-huh. Da. Iubirea e o tradiție, care da. Rămâne veșnică. No, știți că, da, dar știți că noi mergem pe principiu, eu susțin știința. Da, dacă te face să te simți mai bine... Acum, știința a dovedit că hormonul ăsta al pasiunii, da? Așa, care ne tropăie pe creier la un moment dat, durează în medie 3 ani. Da. După 3 ani... Deci asta este tradiția la Sibiu, da? Când tinerii îndrăgostiți simt nevoia, vine aici să-și facă declarații, da. Sau când se căsătoresc, ca să fie sigur. Acum, dacă podul nu cade cu ei, o fi bine, nu, ce să zic. Trebuie să treacă o perioadă, să-și dai seama. Cert e că ochii, vedeți ochii, avem și aici? Îi vedem peste tot. Da, deci ne înconjoară. Ochiul la tot cunoscător, ochi la tot văzător. O să mai vorbim și despre ochi. O să revin la subiect. Okay. Important e că îi vedem și iasă în evidență. Da, bun, de pe podul minciunilor atunci. Da. Haideți să ne mutăm un pic. Să vă arăt ceva interesant. O hartă a Sibiului, realizată de Radu Oltean, un deosebit ilustrator și istoric. El a scris câteva cărți foarte frumoase și ilustrații ale cetăților din Transilvania și a refăcut, să zicem așa, o hartă a Sibiului de la 1650, care ne dă o idee de cum arăta cetatea la momentul respectiv. Așa. Ca să știm despre ce vorbim. Uite aici. Aici. Hai să intrăm sub arcade. Sibiu Cibinium Hermannstadt 1650. De unde am pornit noi? De unde am început vizita? Noi, cred că din centru. Ar trebui să fie din centru, de aici? Da, da, da. Uite, aproape. Ia uite aici. Aici ar fi fost rotunda. Da? Da. Aici. Și noi ne-am dus de jur împrejurul bisericii. Exact. Vedeți turnul, dar am coborât puțin să vedem fostele ziduri. Da. Da, vedeți, am venit pe aici, am venit prin spatele bisericii, pe zona de nord. Și am trecut, aici este podul, vedeți unde e podul, înainte era turn, deci la 1650 era un turn de trecere dinspre orașul de sus înspre orașul de jos, îl vedeți aici, da? Și pe latura aceasta, unde acum sunt acele tarabe cu suveniruri, erau clădiri. Da. Da? Ele au fost ulterior dărâmate și atunci noi am venit aici, unde e numărul 6, vedeți, la Casa Luxemburg. Vedeți piața mică, vedeți piața mare, foarte bine plasată. O să coborâm un pic să vedem aici și piața urarilor. E micuță, piațetă. Da. Dar dacă vă uitați din departe, să zic așa, pe ansamblu,
Vă faceți o idee cum arăta cetatea. Vedeți că Sibiul era înconjurat de mare, mare zid de apărare. Da. Acum nici nu știu să estimez, să vă zic, la cam 300 de metri. Din 300 în 300 de metri. Acum nu e chiar fix. Da. Erau tururile de apărare. Apoi ce aveam? Aveam porțile de intrare în cetate. Da. Da, vedeți aici poarta Ciznădiei. Și bastioanele, cele care au fost construite ultimele în zonele cele mai vulnerabile. Da. Da. Partea asta este partea de sud. Ce vă imaginați că sunt munții, e Valea Oltului. Da. Da. Și pentru că multe atacuri sau marea majoritate atacurilor erau de aici, vedeți că sunt două ziduri pe zona asta, exact, da? Exact, da. Și cu un canal de apă, lăsau apă înăuntru. Da. Da. Ca să fie o mai bună structură defensivă. Da. Da. Și ce observați? Bălțile, lacurile de care vă spuneam. Da. Multe au fost naturale, multe au fost artificiale făcute de ei, cel mai probabil. În orice caz, pânza freatică e foarte sus și astăzi în zonă, da? Și s-au folosit mult de asta. Asta a fost motivul pentru care, principal, probabil, sau unul din motivele pentru care a venit. Nu era într-adevăr o zonă extraordinară de agricultură, însă, din punct de vedere defensiv, era extraordinar. Era bun, da. Plus că apa a putut fi folosită și pentru, nu știu, hrană, că păi aveau probabil pește, și pentru pielarii și tăbăcarii care foloseau foarte mult zona lacurilor și a bălților, morile care ulterior au fost construite, da? Adică i-a ajutat enorm de mult din punctul ăsta de vedere. Oma, ce vedem noi la 1650, nici nu știu să vă spun, dacă mi-aduc aminte, erau undeva la vreo 70 de hectare. Da. O populație mare. Plus minus, da, în jur de 8000. Da. Da. Un secol mai târziu, pe la 1750, Sibiul intră într-un amplu proces de reabilitare arhitecturală, da, să zicem, de schimbări. No, din 1600, la sfârșitul 1600, intră în partea Imperiului Habsburgic. O foarte mare parte a armatei vine să e rolcată la Sibiu. Foarte mulți ofițeri, foarte mult personal administrativ, ăștia erau catolici, deci intră într-un oraș care era monoetnic la momentul respectiv, Sași. Da. Da? Și atunci intră într-un oraș în care religia predominantă era protestantismul, clar, după reforma lui Luther. Și ei vin cu o serie de reforme. Le plăcea Sibiul, că era cel mai îndepărtat așa de Viena și na, era un loc în care puteau să se simtă bine. Da. Există și o prevedere cum că familiile din oraș, pentru că nu exista o cazarmă, familiile din oraș trebuiau să ia în gazdă, mai mult sau mai puțin erau plătiți, ofițeri. Ceea ce a terminat populația. Unii trebuiau să ia și câte 2-3 în funcție de spațiul pe care îl aveau. Da. Mă gândiți-vă că nu le era chiar tocmai plăcut. Ăștia veneau cu alte reguli, mult mai libertini de pe la Viena, cu îmbrăcămintea, cu stilul de viață, cu petrecerile, aveau chef de cazinouri, aveau chef de tot felul de distracții. Erau ca în vacanță. Ăștia conservatori până în pânzele, da, albe. Plus că vorbeau mult și o limbă pe care nu cunoșteau, vorbeau maghiara. Se înțelegeau mai greu, da. Și atunci Sibiul intră într-o perioadă din asta, la începutul 1700, că nu se mai construiește nimic. Nimeni nu mai avea niciun interes, dar de ce să-mi construiesc eu ceva ca să-l aduc pe ăla? Că să vină nu știu cine, da. Exact. Nu mai construim nimic, chiar și dacă aveau posibilități financiare, cu nu am chef să le iau pe la gazdă. Da. Uite că nu am chef. Păi îți dai seama, cu cât își construiau ceva mai mare, cu atât, exact, veneau mai mulți oameni la el. Exact. Da. Și atunci nu avea interes. Atunci intră Sibiu într-o perioadă din asta de stagnare, care cam sperie inclusiv pe Maria Teresa. Pe la 1761, dacă nu mă înșel, Brugenthal elimină legea asta și atunci, în plus, existau și multe interese, pentru că erau zidurile insalubre, orașul mirosea, imaginați că ce vedem noi acum, atât de frumos, dar atunci... Nu era nici pe departe. Da, aruncau cuiturile pe stradă și toți aveau vite în curs, când plecau la păscu sau că se întorceau, se umpleau străzile de mizerie, deci era o sursă de infecție extraordinară. Da, pe chiar știm, am aflat că aceste canale, de exemplu, cum sunt aici, pe aceste canale se făceau scurgerile. Exact. De vedeți casă, că de asta ele sunt așa, da, și treceau prâiașe, exact, și își aruncau toate, inclusiv materii fecale, exact, pe care le aruncau pe stradă ca să le curețe prâiașele, care le curățau și sau nu prea.
Da. Da? Și atunci Sibiu intră într-un proces autor să zic ok, hai că e nevoie de a schimbare și încep ușor să se facă transformări, distrug o bună parte din ziduri. Asta vreau tot să te vrezi. Oare există pe undeva o bucățică din zid? Da, o să și vedem la un moment dat, o să terminăm pe zona asta undeva, sau mă rog, o să mergem pe zona asta undeva și o să vedeți că se mai păstrează o parte din ziduri, foarte puțin și pe alocuri, pe aici, pe acolo. În general, ele au fost destul de mult, de bastioanele, cel puțin mai este bastionul Haller, unde avem un spital construit, avem aici bastionul porții Cisnădiei, unde a fost o cazarmă, cazarma 90, acum este o parcare în dreptul hotelului Continental Forum, poate turiștii și știu, și mai avem din bastionul Soldiș. Ok. Bucăți și bucăți de zid pe aici pe acolo, dar în bună parte peste 80% zic că a fost distrus. Deci s-a distrus zidul, da. Și se extinde efectiv. Lacurile sunt acoperite. Da. Da, marea majoritate a lacurilor sunt acoperite. Asta era lacul croitorilor, din câte mi-aduc aminte, aici erau aruncate vrăjitoarele. Ok. La un moment dat. Și încep să se dezvolte, da, pe orizontal, dacă vreți, ca și spațiu. Nu mai aveau nevoie oricum de zidurile astea de apărare. Era ieșit din comun. Dar asta se întâmplă, este reforma asta arhitecturală, da, de secolul XVIII prin care trece Sibiul. De asta noi nu putem să spunem că Sibiu ca Sighișoara are un aspect atât de medieval. Este fost oraș medieval, dar a trecut prin niște schimbări de-a lungul timpului, dar are și ceva renaștere, are și ceva elemente de baroc și ceva elemente de art nouveau. Așa a fost și așa s-a dezvoltat societatea. Hai să zicem un cuvânt care îmi place mie, eclectic. Okay. Da? Este un oraș eclectic. Bun, pentru că l-am pe colegul acolo și nu vreau să-l deranjăm și să monopolizăm zona. Să ieșim un pic. Pentru că știu că așteptă intrarea la hartă. Este un instrument foarte bun de lucru pentru noi. Este și foarte interesant, adică util. Te ajută să înțelegi. Da. Da, chiar recomand oamenilor să vină. Deci v-ați făcut o idee un pic de cum arată Sibiul. Oricum, hartea asta se găsește peste tot. Și Brașovul are și Sighișoara, și Clujul, cam și toți. Și la ei, da. Cu Peter acolo și început. De acolo am început, ne-a arătat-o și Carmen la Brașov. Bine că nu v-am arătat la sfârșit. Era binevenită oricând. Da, bun. Piața Mică, da. V-am zis că era piața în care locuiau meșteșugarii, breslașii. Adică cea de aici. Da. Da. Acum, dacă vă uitați la case, ce vedeți deosebit? În primul rând, acei ochi. Arhitectural. A, așa. Da. Bun. Și bun. Acoperișul care e într-o pantă foarte abruptă. Excelent. Și mai jos? Și mai jos. Vedem că există zona de locuit și zona de magazin. Așa. Mai și ce au toate casele în comun în zona de jos? Ce au toate casele în comun în zona de jos? Au niște arcade foarte mari. Alea sunt toate. Nu se văd poate foarte bine pentru că... Da, sunt umbreluțele. Sunt umbrelele, sunt terasele. Dar spun sigur că toate aveau arcade. Ok, da. No, dacă vă uitați și aici la casă la care ne-am oprit mai devreme... Vedeți că ea are acces direct înspre pivniță. Da. Da. Multe aveau acces în pivniță. Păi acolo erau acele wine keller, nu? Da. Toată lumea știe de pivnițele cu vin. Da. Repet, vinul era cel mai sănătos și cel mai sigur. Da, așa este. În plus de asta, Sibiul era aproape de drumul vinului, de Podișul Târnavelor. Și vinul de Media și tot ce era în sus de acolo și spre Hârtibaci și zona Biertanului și Arichișului, unde se făcea un vin alb foarte bun și vinul era ca un fel de monedă de schimb. Da. Atunci, normal că ei trebuiau să își aibă accesul direct în pivnițele cu vin, că îi și ajutau, îl scoteau rapid, făceau comerț destul de rapid. Bun, la parter își aveau atelierele unde lucrau. După care, la etaj, probabil locuința, acum imaginați-vă că pe atunci avea cam un singur etaj. Etajul doilea a fost adăugat ceva mai târziu, în perioada barocă, cel mai probabil, după 1700. Și apoi, unde vedeți acoperișul, ați remarcat foarte bine acele acoperișuri înalte, toate care au ferestre, unele, într-adevăr, în formă de ochi. Acolo și aveau depozitele, ca și la Sighișoara, da? Da. Unde și aveau depozitele de grâne, de carne, de ce mai exact. Aveau. Iar ochii erau, ochii pe ferestre erau de lumină și ventilație. Iar panta este foarte mare pentru că atunci aveam zăpadă. Ca lumea. Nu ca acum. Da. Da.
acum, nu mai știu. Și era nevoie de pantă ca să nu stea zăpada. Ca să nu stea, să nu facă presiune, că erau multe din șindrile la un moment dat și din ce mai erau acoperite și era presiune mare pe clădiri și atunci s-o lăsă să cadă. Iar unde vedeți arcadele, zidurile dintre clădiri nu existau atunci. Exista trecere directă de la o clădire la alta. Și unde și aveau arcadele, și aveau tărabele. Și atunci clienții se puteau plimba pe sub arcade, unii mai aveau și marchize, dacă nu, care ieșau, protejați de vânt, de ploaie, de soare, de absolut orice era. Dacă vezi, mie îmi place, zic, un mall medieval. Da? Te plimbai, și la mall ne învârtim, tot așa încerc. Așa este. Ne învârtim degeaba. Da, suntem închiși. Aici erau deschiși, că aveau arcadele și se plimbau așa. Exact, aveau și panoramă. Aveau și panoramă, da. Și treceau prin fiecare proprietate. Exact, exact. Treceau de la una la alta. Iar punctul de astea erau locurile de desfacere astea, să zicem, zilnice așa. Iar în piațe, deși aveau târgurile, săptămânale, lunare, nu se știe cum le avea. Da. Da? Deci erau genul ăsta de evenimente. Deci centrul comercial curat. Da? Aici era mult medieval. Da. Bun. Clădirile cele mai importante acum, dacă tot am fost aici să o vedeți pe asta. Da. Casa Luxemburg. Și vedeți pe ea ce scrie acolo? Sibiu, capitală? Nu văd până acolo. Uite aici. Am zis să nu mă bag ca să nu intru peste colegul. Sibiu, capitală culturală. Culturală, da. Din 2007. Exact. Și vedeți dincolo și blazonul, da? Marelui ducat de Luxemburg. Exact. Da. Acum, în 2007, se știe, da? Cine nu știe, îmi place să reamintesc. Asta e altă, asta nu e o traumă, asta e pozitiv. Okay. O chestie colectivă pozitivă, așa rămâne. De Sibiu a fost capitala... A fost primul oraș capitală culturală din România, într-adevăr, în 2007. Dar asta și mult datorită Luxemburgului. Da, ei ne-au susținut, ei ne-au ajutat, să zicem așa, ne-au luat pe după cap. Până în 2007, Sibiul a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, deci tot ce vedeți aici a trecut prin multe restaurări și printr-un șantier groaznic. Am înjurat mult atunci, că da, așa este. Știm nu ți-a plăcut. Nu ți-a plăcut, dar ce vrei, ăsta e efortul, ca să arate cum arată acum. Da, mai ales după ce vorbim de 40 de ani de comunism, da. Nu, și cei la 10 ani, prin anii 90 de tranziție, care iarăși n-au făcut absolut nimic. Da. Ca clădirile și toate piețele erau în tot în stare de degradare avansată, era teribil. Deci s-au făcut niște eforturi foarte mari, într-adevăr. Exact. Ei, în 2007 a fost așa un boom pentru noi. Atunci am început și eu mi-am făcut cursul de ghid, așa am început în 2006. Da. Eram studentă pe atunci, eram, cred că în ultimul an, în anul... sau în anul 3 eram în anul 3 și am auzit o reclamă că autoritățile se pregăteau pentru marele eveniment Capitală Culturală Europeană și nu aveau ghizi. Și se pregăteau să facă un curs de ghiz acolo ceva și căutau studenți care vorbeau limbi străine și eram studentă la limbi străine. Da. Și atunci am zis, măi, hai să fac și eu cursul ăsta, să am și un job de vară. Da, și ce am crezut că o să fie un job de vară, până unde a ajuns. S-a transformat într-o profesie și acum nici nu știu să mă gândesc dacă e bine sau rău. Pentru că putem să spunem că foarte greu am reușit să găsim timp să facem acest tur cu tine. Deci, despre nivelul acesta vorbim. Da, găseam pe altcineva, nu-i bai. Știam ce facem cu tine și am preferat cu tine. Okay. A fost o chestie foarte interesantă. Eu aici am și început. Deci clădirea asta a fost și sediul Asociației Sibiu, Capitală Culturală Europeană, care s-a ocupat de toate evenimentele din 2007, culturale și sportive, că a fost o nebunie de eveniment, o efervescență. Și gândiți-vă că logistica Sibiului și infrastructura lui nu era nici pe departe ce e astăzi. Exact. Nici pe departe. Da. Adică noi l-am reabilitat, dar dacă vorbim la nivel de cazări, la nivel de restaurante, de servicii, păi nu eram nici pe departe unde suntem acum. Nu, a clar. Fost așa un tăvăluc prin care am trecut. Ani, da. Prin care am trecut. Și, până la urmă ne-am descurcat, am ieșit cu bine. Da. Anul a fost un efort pentru noi și am fost parte pentru că am intrat ca voluntar în 2006. În decembrie 2006 am făcut primul tur cu delegația oficială de la Luxemburg, venită să inaugureze anul. Și cred că era atunci ministrul culturii al Sibiului, era iarnă, era fric și era și în franceză, care nu-i punctele meu forte. Adică fac franceză, dar să-l faci primul tur oficial în limba franceză și cu o delegație de la Luxemburg, nu mi era emoții, tocmai, 21 pic de ani. Da.
Dar a fost așa ceva wow și ca experiență pentru mine, dar și pentru noi ca și comunitate a fost deosebit. Aici ne-am avut sediul. În 2007 am fost parțial voluntar, după care am fost și angajată. Și aici am avut evenimentele, deci s-au coordonat evenimentele principale. După 2007 s-a transformat într-un mic hotel, are câteva camere, Casa Luxemburg. Și mai e ceva la parter? Parcă mai vedem ceva. Da, că e un punct de recepția și un punct de informare. Ok. Și punct de informare. Mai e și consulatul Luxemburgului. Vedeți că acolo este și trecut, da? Culturi, consulatul Luxemburgului. Acum nu este, din câte știu, un activ. Dar de fiecare dată când avem delegații oficiale de la Luxemburg, vine aici așa un fel de relații Sibiu-Luxemburg. Ne-a fost împreună capitală culturală europeană. De asta e și scris acolo. Da. Ei au fost așa un fel de sprijin în know-how-ul ăsta organizatoric pe parte de evenimente culturale. Eu am și fost odată în anul respectiv, în 2007, că eram voluntari, eram peste 100 de voluntari și coordonatori și am fost să facem un schimb din ăsta de experiență la Luxemburg. Nu știam de unde să știi cum să gestionez niște evenimente gen Gala Premiilor Uniter, adică au fost niște evenimente mari pentru noi, care n-am avut logistică, am improvizat la un moment dat corturi unde să le facem. Dar a fost extraordinar. E și anul, îl avem aici, l-ați văzut? 2007, da. 2007, știți cum e anul 1 înainte de Hristos și după Hristos, la fel și Sibiu înainte și după exact. 2007. Da, sau cum mai acum cu pandemie, înainte de pandemie sau după pandemie. Exact, da? Păi trebuie să ne luăm niște repere cumva în viață. Dar Sibiu s-a transformat mult și după a rămas un hotel și se numește Casa Luxemburg. Eu, dacă nu mă înșel, Luxemburg are abilitat din fonduri casa asta. Sper să nu greșesc. În orice caz, e un simbol al relației Sibiu-Luxemburg, dacă vreți. Da. Bun, bine. Atunci... Și între timp, din 2007 până acum, văd că s-a dezvoltat foarte mult zona de turism. Păi da. Acum au fost cu mici probleme pe aici, pe acolo. Și cu pandemia. Pandemia și a fost atunci și criza economică. A venit imediat după, prin 2008. La noi a venit mai târziu, nu? Că la noi toate vin mai târziu. Au fost reculuri, așa, prin 2009-2010. Am trecut peste și Sibiu, într-adevăr, și-a dat seama. Și cred că e foarte bine să-ți dai seama că turismul și cultura merg foarte bine împreună, exact. Adică ele se completează. Da. Ok, ai și industrie, că și aia este extraordinar de importantă, dar și turismul și trebuie să știi cum să faci. Noi am mers mult o perioadă și pe turismul ăsta de masă, dar acum eu sunt mai degrabă adeptă unui turism individual, unui turism de calitate, unui slow turism, dacă veți, experiențial. Și noi cred că și asta vrem să facem în Sibiu de cele mai multe ori. Și acum eu știu că am lucrat în turism diverse, nu doar ca ghid. Am lucrat în 18 ani alături de diverse entități, de la primărie, la Asociația Județeană de Turism, în hotelărie. Și trendul ăsta este a merge spre un turism mai de calitate, mai experiențial, în care, într-adevăr, să simți locul și atmosfera, nu doar să mergi să bifezi. Să bifezi, să faci poze și gata, nu? Exact, exact. Și să stai acolo un pic. Și de asta vă și invit cât de curând acum, din Piața Mică, să mergem în Piața Aurarilor, unde avem un mic eveniment care începe astăzi, Flori pe Scări. Un eveniment așa micuț, dar pe cât e de micuț, el e în creștere. Ok. Este o inițiativă privată și tare, tare faină. Nu știu, un an sau doi ani are. Un an sau doi ani. Și în această perioadă apare, începe evenimentul? Astăzi începe, de astăzi până duminică. Astăzi fiind vineri până duminică. Dar mai trebuie așa e fiecare an? Da, avem ediție de primăvară și ediție de toamnă. Okay. Deci acum este mai și în septembrie sau octombrie, cred că va fi ediția de toamnă. Sper să găsim pe dintre organizatorii acolo să vedem să mai vedem. Mult. Oricum e tare drăguț. Ne întoarcem pe podul minciunilor, că vreau să mai testez o dată. Să fim singuri. Da. Și vreau să vă duc acum să vedeți, ia uitați, frumos se vede și de aici, Casa Artelor. Da, această casă albă. Da, exact. Ajungem acolo și o să vă povestesc și de ea. Adică, haide că vă povestesc de acum, să știți, ea a fost cunoscută drept Hala Măcelarilor. Acum, v-am zis că cei care locuiau în partea de sus a orașului, ei trebuia să plătească niște taxe și niște impozite ca și în zilele noastre, că așa este și secretul, cum comunitatea așa se dezvoltă. Da. Ei, tu când ai o casă cu aprentă atât de mare la piață, nu. Plătești și taxe mai mari. Nu. Nu? Direct proporțional, democratic. Da. Atunci, nu orice breazlă își permitea chestia asta, măcelarii erau bogați. Deci asta e cea mai bogată breazlă, înțeleg. Păi da, nu, și astăzi, ia, vedeți că și astăzi măcelăriile merg bine, nu? Da.
dar aminte atunci. Da. Și tu dacă mai aveai și soldați, mai aveai și ceva mercenari sau oi, păi nu puteai să ții cu mei, cu tărâțe. Cărniță, tati, da. Aia e. Și mergea bine și cu vinul, da. Și, atunci, și cu beria. Și atunci măcelarii și au fost și blănarii la un moment dat. Ei, și asta a fost hala măcelarilor. Bineînțeles că, hai să luăm pe sub arcade, trecută da. Prin multe de-a lungul timpului. Transformări? Da, din câte știu eu, au fost ateliere de desfacere până târziu, până prin anii comunismului. Vedem aici magazine, înțeleg. Nu, uite, acum vă povestesc. Ea a fost, acum este în proprietatea muzeului Astra. Da. Muzeul Național, Complexul Național Muzeal Astra. Și a fost reabilitată și redeschisă acum 2 zile. Oficial. Ah, ok. Cum au gândit? Cu un concept venit din, de la parteneri din Norvegia. Foarte interesant. Da. Ea este gândită pe 2 niveluri. La parter avem ateliere în care tineri vor putea să vină să învețe diverse meserii. Da? Parte de croitorie, dulgherie. Să ducem deci, zona de vedeți calfă, unde nu? Vedeți? Da. Exact. Da. Oarecum îmi place să zic că piața își păstrează să zic și clădirea își păstrează rolul pe care l-a avut de lungul timpului, da? Aici vedeți, sunt ateliere, dacă vă, acum ele sunt închise, dar dacă vă uitați în interior, sunt atelierele care unde vor putea veni tineri, în fiecare intrând, da? Da. Unde sunt deci uși. Cât un atelier la fiecare intrând. Și avem parte de dulgherit, croitorie, nu mai știu ce, ceva olărit, dacă nu mă înșel. Da. Deci pot să vină, pot să facă cursuri și sunt certificați, da? Iar sus la etaj avem o expoziție tare de drăguță, tematică, tot așa, care merge pe ideea de meșteșugărit în Transilvania, de conceptul acesta de meșteșugărit în Transilvania. Avem tot ceea ce înseamnă lucrul cu lână, cu lutul și așa mai departe, dar cu pânza. Da? Există și o sală în care copilașii pot să vină să facă diverse activități și au așa niște cufere tare drăguțe cu... pentru fiecare meserie în parte, cea dedicată, nu știu, împletiturilor, cea dedicată lucrului cu lutul, cea dedicată pânzeturilor. Și aceste cufere sunt transmise și la școli și copiii pot să ia și să lucreze alături cu învățătoarele. Au și niște broșuri tare drăguțe în care sunt învățați cum să lucreze și să le folosească. Este ideea aceea de a transmite mai departe diverse meșteșuguri, da? Și să se lucreze cu artizani. Pentru că se știe că muzeul Astra este un extraordinar păstrător al tradițiilor și poate că știți muzeul în aer liber din Sibiu, care este recunoscut pentru evenimentele deosebite, târgurile de meșteșugare, olimpiada tinerilor meșteșugari pe care le fac, adică fac niște evenimente foarte drăguțe din aria asta, da? Da. Expoziția se poate vizita. Deci dacă turiștii vin, deja ea a fost deschisă oficial acum câteva zile și se poate merge la etaj și se poate vizita. Da. Și cei care sunt interesați, normal, să... Ia uite aici, de exemplu, vedeți? Partea de croitorie. Da. Aici. Și aici este olăritul. Da. Recunoașteți că zona de Horezu. Da. De aici se vede. Și culoarea. Și o altă... Dacă tot am vorbit de expoziții, pe lângă cea de aici, care poate fi vizitată și chiar le am sugerez că intrare gratuită. Vizitatorilor. Deocamdată da, intrare gratuită. Așa ne-a spus. Uite aici, este Casa Căsătorilor, să știți. Ea este o casă deosebită, reabilitată, cu, vedeți și fresco, doar ceva ce a putut acolo, fi în dreapta geamului, descoperit, da. Exact. Dar e înăuntru o sală frescă fantastică, unde se fac cununile civile. Și normal, acum tinerii de aici, este direct pe pod, nu? Exact. Și înainte și după ar fi indicat. Exact. Ei, și înainte de a coborâm piața Aurarilor, o altă clădire interesantă. Haideți să vă arăt aici clădirea aceasta verde pe care o vedeți. Da. Vedeți că este împărțită, avem partea cu hostelul, da, și partea de muzeu. Vedeți că este scris acolo deasupra. Muzeul de istoria farmaciei. Imaginați-vă că în... Facem și aici un material. În 1494, Sibiu avea prima farmacie de... Să tot subliniez aceste prime chestii. Mi se pare corect. De pe teritoriul Transilvaniei de astăzi.
Nu cred că a fost aici, din câte știu eu, însă la 1600 este atestată aici o farmacie, îi spunea la Ursul Negru. Da. Pe vremea respectivă așa era, Ursul Negru, Vulturul Negru, la Îngerul. Era diferența asta între alb și negru, în ideea că intri bolnav, ești sănătos. Da. Farmacistul era așa ceva între negustor și intelectual, că el își prepara medicația și așa mai departe, tot felul de poțiuni din alea, dar trebuia să aibă, le vindea, dar să trebuia să aibă și cunoștință de medicină, da, măcar de bază. Da. Și majoritatea populației a clasei mijlocii, să zicem, mergeau la farmaciști, că la medici nu își prea permiteau toți și erau foarte puțini. Și mie îmi place să zic așa, că în piața mare aveau medici, în piața mică aveau farmaciști, da, și în orașul de jos aveau vrăjitoare. Corect, corect. Asta-s nivelul. Cum îți permiți? Cum îți permiți, da. Și vrăjitoarele le făceau treabă bună. Eu cred că era un competitor destul de... Placebo. Cred că vrăjitoarele cred cu placebo. Avem un fel de medicină holistică a zilelor, integrativă a zilelor noastre, care de multe ori poate dă rezultate. Și știau ele lucruri, nu știau neapărat, știau mult mai multe, dar asta era. Na, și din păcate ele erau cele executate, ucise. Erau competiție neloială. Ah, ok. Că ne-ai spus că erau ucise în bălțile de lângă... Erau aruncate de pe pod, erau mai multe variante. Acum, să știți că n-am documentar, din câte știu eu, numai vreo 20 și ceva de vrăjitoare au fost acuzate în cam 100 de ani, 1600 ceva până pe la 1700 și ceva, în timpul lui Brughenthal se elimine execuțiile din Piața Mare oricum. Și câteva au fost, deci 20 și ceva de vrăjitoare acuzate de vrăjitorie și vreo 3-4 de pruncucidere. Acum nici nu, dar odată ce erai acuzat de vrăjitorie era clar, nu mai aveai, nu puteai să te aperi, că n-aveai, adică era cuvântul lor, era împotriva cuvântului tău și de obicei era gata. Dacă vecinul tău avea o problemă cu tine, era o femeie mai în vârstă, aveai și niște proprietăți, erai vrăjitoare. Ți-am tocmai niște elemente, gata, erai vrăjitoare, erai executată. Da, da. Acum, revenind la farmacie, exact. Dar farmacistul era cel care a preparat o felul de chestiuni, el mai făcea și mici intervenții stomatologice, chirurgicale, unde era nevoie, intervenia. Da. Și când intrai, aici avem exact cam cum era organizată farmacia, intrai în prima sală, era aia unde aveai pe multe rafturi tot felul de zi. Sticluțe? Sticluțe, da, cu tot felul de nume pe acolo, mai puțin sau mult inteligibile. Și păi da, să atrag ochii. Exact. Marketing. Da. Da? Vorbim de marketing. Și era multe în latină, că tu nu pricepe aici, îți dă omul acolo. Exact. După care era sala următoare, era sala laboratorul unde lucra și unde se mai făceau mici intervenții. Tare drăguță farmacia. Eu le zic multor turiști că dacă ești nemulțumit de sistemul medical de acum, mergi un pic să vezi, cum era atunci. Acunci. Băi, asta nu este un argument pentru zilele noastre. Nu orice este, caz, da, pentru că am evoluat foarte mult. În orice caz, era teribil. Da. Dar ce mai avem aici? O expoziție dedicată homeopatiei. Pentru că la Sibiu a fost... nu știu să zic exact, un an și ceva, poate și mai mult, a venit Samuel Hahnemann. El a fost adus de Brughenthal. El era student la medicină, a fost adus ca bibliotecar la lui Brughenthal, chiar și medic privat, o perioadă, și a fost cel care a fost precursorul acelei științe, a homeopatiei medicale. Și a activat o perioadă la Sibiu, a făcut tot felul de experimente, tot felul de lucruri, și aici avem inclusiv o mică expoziție dedicată homeopatiei și lui Samuel Hahnemann. Da? Deci e un muzeu tare drăguț, un muzeu de științe a farmaciei, micuț, dar... prin anii comunismului, prin 50-60, nu mai rețin exact, s-a dat atunci o directivă și au fost aduse aici, a fost adus patrimoniul a peste 70 de farmacii din țară. Exact. Deci e destul de bogat, îți poți face o idee clară. Adică, deci vezi, faptic. Puteți urmări materialul cu farmacia la 2-3 clipuri distanță. Bun, bine, hai să mergem un pic, să coborâm într-un colțișor așa mai puțin vizitat al Sibiului, în piața Aurarilor. Casa asta ce o vedeți aici, casa asta roz. Da. Deci ce frumos asta cu obloanele și cu mușcatele. Și cu mușcatele la geam, da. Da. Se numește Casa Aurarilor pentru că a fost la un moment dat în proprietatea probabil a unui maestru aurar. Da. Clădirea este mult mai lungă, merge, coboară spre piața Aurarilor pe trepte. Da. Pe aici, așa în jos. Da. Vedeți, o avem pe partea dreaptă. Și haideți să coborăm puțin. Vedeți că mulți ratează intrarea asta.
Nici noi n-am nu, știut nu de e ea. Marcată, da. Da. Și vedeți deja că avem expuse câteva jardiniere, cred că da, sunt uite, din astea. Da, cineva are grijă de flori. Flori. Nu, sunt din cadrul festivalului, ca cum se pregătesc. Ah, ok. Și... Da, avem aici festivalul Festivalul Comunității Orașului de Jos. Da. Și asta vreau să subliniez foarte mult. Ia uitați ce frumos. Dacă vă întoarceți. De ce spunem Comunității Orașului de Jos? Pentru că până acum câțiva ani, marea majoritate a evenimentelor culturale sau sportive din Sibiu au avut loc așa în nucleul ăsta, Piața Mare, Piața Mică, poate un pic și strada cetății. Da. Și toată lumea se duce în Orașul de Sus, Buluc, doar acolo, în zona asta. Și niște grupuri din astea tare faine de inițiativă, mai degrabă private, au zis, păi da, ora Sibiul e mai mult decât Orașul de Sus, e și Orașul de Jos, da, care și el la rândul lui și are farmecul lui cu piațete din astea și străduțe, tot felul de... Uite, acum deja putem să întoarcem camera putem și să vede... întoarcem. Și așa s-au născut câteva evenimente în Orașul de Jos, printre da, care Flori pe Scări, printre care mai avem și în Târgu Vinului, piațetele Târgu Vinului, Târgu Fânului, nici nu mai le țin eu minte exact cum se numesc, dar avem evenimente din astea locale, să zic, ale comunității Orașului de Jos, tare frumoase, da, mai intime așa. Exact. Și de calitate. Adică da, aici ideea este că aveam multe construcții. Eu cred că de aici și de aici s-a și pornit. Vedeți case și mai puțin spațiu verde da, și colorat. Da. Ei, cu florile astea din start, piațeta... Îți aduce și spațiu verde și, exact, și colorat. Exact. Îți aduce viață. Îți aduce da, foarte multă viață. Și aici sunt aduși tot felul de artiști, florari, da, designeri, copii care... Sunt fascinați de picturi pe față, pe nu știu ce. Da. Acum vedeți că ei se pregătesc, când după amiaza asta este deschis oficial. Dar e frumos să-l vedeți așa cu atmosfera asta. Și o să țină tot weekendul, nu? Da. Flori pe Scări, da, de aici vine conceptul că vrem să aducem florile și pe scările din... Piața Orarilor. Da. Uite, mergem și vedeți și pe aici. Iar seara se încheie atât de drăguț cu mici, nu, să zicem așa, din astea de, nu concerte, doamne. Chestii de DJ, muzică. Da. Și de obicei se mai organizează și agore de discuții. Anul trecut am participat la una din ele pe diverse tematici. Agore de discuție care merg în zona asta de reabilitare urbană, de spațiu comunitar. Ce înseamnă de... agore? Agore, piețe publice de discuții. Ok. Da? În care se face așa un cerc de scaune. Ce interesant. Și sunt aduși diversi invitați pe diverse tematici, cu de la primărie, cu... de la da, da, asociații, organizații și așa mai departe. Sunt câteva în Sibiu, de reamenajare urbană, pe spații verzi, reprezentanța primăriei de la spații verzi, în care venim cu soluții și cu discuții pe diverse tematici. Anul trecut am vorbit despre trasele de drumeție urbană sau trasele de vizite, încercând să spunem că da, vrem într-adevăr să extindem oarecum... centrul istoric al Sibiului și dincolo de ceea ce se vede în piețele centrale. Da. Și eu zic că reușim, adică părăsim plecăm un pic. Părăsim un pic, așa, pentru o perioadă. Da. Piața Aurorilor și frumosul eveniment, Flori pe Scări. Da. Și o luăm un pic așa pe niște străduțe lateralnice, tot din Orașul de Jos, dar o să vedeți că începem un pic să urcăm. Vedem, încet, încet. Mergem un pic pe aliniamentul unor foste ziduri de apărare, foarte puțin am mai rămas din ele, și apoi o să ajungem din nou în Orașul de Sus, în Piața Mare. Okay. Dar până să ajungem în Piața Mare, am hotărât să facem așa un mic ocoliș, ca să vedeți, într-adevăr, o parte din ziduri, să vedeți și uite, o biserică. Arată. Da, aici este o școală, vedeți că aici, deasupra lor, da, da, da.
Este o clădire, vedeți clădirea aceea mare. Da. Care a fost ridicată și veți vedea și alineamentul străzii. Este foarte interesant. Practic, este strada este tăiată în două de zid. Deci, o parte sunt în orașul de sus, cum ar veni o parte în orașul de jos. În orașul de jos, da. Exact. Da, e foarte interesant. Așa s-a dezvoltat, așa s-a construit. Mai ales când orașul a început să se extindă foarte mult. Da. Și vedeți și alineamentul și arhitectura caselor. Cum avem și o combinație de case mai ceva mai moderne. Da. Da. Uite, astea sunt case deja vechi. Vedeți? Cele din stânga de aici. Exact. Cum au și pentru inclusiv trăsuri. Pietrele astea la, exact, da, la colțul caselor și o poartă care oricum este o poartă veche. Da. Bine, încă conservată. Dar trebuie să știți că multe din, și din orașul de sus și din orașul de jos avem multe porți de genul acesta care s-au păstrat încă foarte bine. Așa, noi suntem aici pe strada Movilei. Adică cea de aici din față, da? Asta din față, așa. Asta așa, este strada Movilei, da? E ca o mobilă. Da. Asta e ideea. Haideți încoace și vom lua pe pasajul școlii, vă spuneam de școala de aici. Da. Și pe pasajul școlii, care ne va duce înspre orașul de sus. Dar vedeți frumos dealuri de pe fundal. Exact. Din dealurile care împrejmuiau Sibiul, exact. Dealul Gușteriței face parte. Apa acolo a fost, am avut un sat, de fapt, la un moment dat, da, da, care în cele din urmă s-a unit cu Sibiul. Deci acolo a fost o comunitate care s-a dezvoltat la un moment dat. Acum, dacă mă duc mult în timp, se pare că dacă ar fi fost romanii în zona asta, e posibil undeva în zona aceea să se fi stabilit sau, mă rog, ce populație ar fi fost chiar și înainte de sosirea sașilor, pentru că era pe un aliniament mai mare, nu era aici, pe platoul ăsta, unde era foarte multă apă. Da? Okay, da. Sașii au preferat zona asta în cele din urmă, pentru că vremurile erau diferite, abordarea era diferită și îi ajuta mult mai mult. Da. Și atunci, noi ne-am avut în control și ne-am dezvoltat de aici. Și ne-am extins de aici. Da. Da. Este pasajul scării. Avem foarte multe pasaje prin Sibiu și să știți că prin asta se și oarecum particularizează Sibiul, că avem cele trei piețe mari, da, adică centrale, Piața Mare, Piața Mică și Piața Huet, dar și foarte multe piațete în orașul de jos și sistemul ăsta de trecere între ele, pasaje, adică scări, cum e cel din față, exact, de exemplu, cum e cel, da, din față, scări, Podul Minciunilor, care face legătura, o rețea foarte interesantă de conexiuni și de comunicare între aceste puncte ale, da, ale orașului. N-avem o stradă a Sforii la fel de mică ca la Brașov, dar o să vă arăt, o să avem ceva asemănător. Avem Podul Minciunilor. Da, acolo, da. Ala. E altceva. Ieșim acum pe strada Avram Iancu. Da. Vedeți că este și scris. Și haideți să vedem un pic. Haideți să facem câțiva pași în stânga. Da. Ha să vedem puțin. Biserica Ursulinelor. Adică cea din dreapta, cea, cu, da, vârful cea verde. Care se vede acolo, da. Vedeți că și strada asta este un pic în rampă așa. Da, adică coborâm. Coborâm puțin și apoi ne vom întoarce. Piața Mare este în spatele nostru. Da. Dar de aici se vede foarte frumos. Asta se numește strada Avram Iancu. Strada care face și ea la rândul ei conexiunea între orașul de sus și orașul de jos. Și de aici merge direct înspre gară. Da. Dar uite aici putem să o luăm pe stânga, pe trotuar. Și de din față, din dreptul mașinii de acolo, se vede suficient de bine, zic eu, biserica. Să vă povestesc câteva lucruri și de ea. Gândiți-vă că aici încă eram în interiorul cetății, în perioada medievală. Chiar undeva în spatele bisericii a fost o poartă de intrare, da, în cetate. Da. Da. Ma se vede, zic eu, destul de bine de aici biserica. Aparținut la un moment dat ordinului dominican. Ei au avut, din câte știu, o mănăstire undeva în afara zidurilor de dinainte, unde, să zicem, ar fi astăzi aproape de zona gării, pentru cei care știu. După care, când lucrurile s-au agravat în secolul al XV-lea, au primit loc și au venit aici în interiorul zidurilor, fiind apărați. Dar era foarte important cum erai poziționat la momentul respectiv, să fii cât mai mult în interiorul zidurilor. Ei, dar noi zicem biserica dominicană, zicem biserica Ursulinelor.
Așa, de ce? Prin secolul 18, la început de, sau să zicem în prima parte, 1730 ceva, un grup de călugărițe de la Bratislava, ursuline, el aparținând cultului catolic, să zicem, erau un făceau parte din cultul catolic, ajung în Transilvania, trebuie să vină la Sibiu. Ei, dar era ceva fantastic pentru momentul respectiv. Ele sunt întâmpinate undeva la Mnaș, în apropiere de Sibiu, de autoritățile din Sibiu, se duc acolo să le întâmpine, să le bine, să le facă un eveniment ăsta de binevenire în Sibiu. Când ajung în oraș, le întâmpină trei calești cu câte șase cai și le urcă, fiecare se împart în calești și fac o paradă prin oraș întâmpinată de autoritățile din Sibiu. Mă rog, era ceva deosebit. După care ajung aici și li se oferă fosta biserică dominicană unde ele să își dezvolte, să zicem, activitatea ca în subordine, să zicem, cultului catolic. Ei, și aici pun bazele noi mănăstiri, mănăstirea, noi spuneam, a ursulinelor. Cele 8 călugărițe se ocupau de educarea fetelor. Făceau o educație, să zicem, mai elitistă așa. Okay. Și cât de curând numărul lor crește foarte mult, ajung peste 80, 100. Coordonatoarea lor era și în relație bună cu Maria Teresa, deci aveau ceva pile, da. La Viena. Și au zis, bine, noi vrem să avem, să ne dezvoltăm, să avem niște anexe la, la mănăstire și primesc că se dezvoltă cât de curând. Făceau educație cu fetele, ceea ce nouă ni se pare pentru perioada respectivă oricum, wow! Da, adică, dar ce fel de educație? Că erau școală, da? Da, școală și erau școală elitistă. Da. Adică aici veneau fete nu doar din Sibiu, avem care veneau din Bratislava, din Slovacia, din Cehia de astăzi, din părțile centrale Europei, aparțineau familiilor bogate pentru că se plătea o taxă. Și ele veneau și făceau educație aici. Da. Călugărițele nu ieșeau din mănăstire, nu da. Aveau voie, pentru că se concentrau doar pe educația fetelor. Deci ele nu trebuiau să iasă afară să se îngrijească de cei sărmani și așa mai departe, se concentrau fix pe fete. Și tocmai de asta își aveau și o poartă de protecție. Aveau o intrare cu portărese, două, tot femei. Deci aici, vedeți feminismul. Da. Deci feminismul a existat, să știți, încă de pe atunci. Prima portăreasă era civilă, iar a doua era o femeie din rândul civil, iar a doua era o călugăriță. Da. Deci trebuia să treci prin două filtre dacă vrei să intri în mănăstire. Au acceptat la un moment dat și fetele care erau de condiție mai săracă, puteau să vină să studieze aici doar cu singură condiție. Ca în timpul verii să nu-și ia vacanță, ci să își aducă servicii mănăstirii, să lucreze, să ajute la treburile gospodăresc, să zic așa. Ei, să ai educație în rândul fetelor în secolul 18, era ceva. Aici aveam fosta mănăstire. Aici unde este clădirea la cantină? Exact, și biserica mănăstirii. Da. Care a funcționat până, tot așa, în primii ani ai comunismului, dacă nu mă știu, până prin anii 49, 1949, când tot spațiul a fost naționalizat, călugărițele au plecat de aici, a fost transformat într-o școală cu profil pedagogic, liceu pedagogic, unde iarăși, în principal, fete au fost, marea majoritate. Când mi-aduc aminte, mai prindeai câte unul, doi băieți pe la clase, ca și la liceul la care am studiat, eu eram 25 de fete și 2 băieți. Ok. Cum o fi pentru băieți? Cred că nu prea bine. N-aș zice că a fost foarte bine. Da. Și a funcționat până prin 2019, când, nu știu, a fost închis, a fost retrocedată, în continuare este închisă, liceul s-a mutat altundeva, iar biserica a fost redeschisă, este biserică greco-catolică astăzi. Da. Dar asta e frumos de reținut, că eu pe asta aș merge, că, uite, s-a făcut și educație în rândul fetelor, da. Încă din secolul 18, ceea ce nu era de aici de acolo. Și mai ales că era o școală de renume încât veneau din întreaga Europa. Adică astăzi noi ne gândim că ne trimitem copiii la studii pe dincolo, nu? Dar gândiți-vă cum era atunci când îți trimiteai copiii la studiu la Hermannstadt. Era ceva deosebit. Bun, hai să ne întoarcem pe stradă. Da. E foarte frumoasă biserica, se oficializează aici slujbe. Și e destul de mare. Foarte frumos. Da. Și asta este o stradă, strada Vramiancu, o stradă în care avem foarte multe clădiri.
cu arhitectură, vedeți, destul de interesantă și clădiri mari. Adică au aparținut unor familii de renume. Chiar fratelui, una dintre case a fost casa fratelui lui Samuel von Bruckenthal, Karl Bruckenthal. Deci au fost familii înstărite, da, care au locuit pe strada asta. Era o stradă principală, să zicem așa, care ducea exact în Piața Mare și atunci, bineînțeles că anumite familii de anumite condiții, da, aveau ocazia să locuiască aici. Tot aici pe strada Avram Maiancu o să vă arăt. Vă uitați un pic și prin curțile interioare. Uite aici, da, putem să arătăm, să aruncăm un pic cu ochiul. Iată. O să mai intrăm și în Piața Mare eventual să vedem ceea ce vedem noi la stradă. Da. Este mai mic decât ceea ce este în curte, în spatele, curte, în spatele, da, zidurilor. Exact. De asta spuneam, că ele sunt ca niște mici cetăți încetate, pentru că înăuntru și aveau anexele, gospodăria întreagă, erau foarte mari. Da. Pe aici am venit? Pe aici am venit, pasajul școlii. La numărul 16, pe strada Avram Iancu. Uite, vedem pe stânga aici, imediat. Avem ceea ce noi numim Casa Böbel. Poate cea mai veche sau una dintre cele mai vechi clădiri ridicate în piatră și cărămidă din centrul istoric al Sibiului. Da. Vedeți că este marcată ca monument istoric. Da. Și vedeți stilul ei, da, cu elemente gotice și cu frescă. Când a fost reabilitată, s-a descoperit acolo frescă pe fațadă. Da. Aparținând lui Johann Böbel, care el de fel a fost, nu a fost neapărat patrician, într-adevăr a fost un breslaș, a fost maestru brutar. Și avea o pasiune foarte mare, desenul. Și cred că și iubea Sibiul, pentru că în momentul în care în secolul 18 au hotărât distrugerea în bună parte a zidului de apărare și a foarte multor tunuri, el s-a dus și le-a pictat. Aha. Le-a pictat ca să rămână oarecum înainte de demolare, ca să nu le demoleze. Da. Da. Nici nu știu dacă și-a dat seama ce a făcut. Pentru că datorită lui, noi și astăzi putem să reconstituim mult din tot ce a însemnat Sibiul înainte de vechea demolare, să zic așa, pentru că picturile lui ne-au ajutat foarte mult. Da? Adică el picta peisaje? A pictat toate clădirile, turnurile, porțile de intrare, părți cu părți de ziduri, efectiv așa cum au fost ele înainte de demolare. Da. Ceea ce s-a păstrat și astăzi, se găsesc o bună parte și pe internet și, bineînțeles, că a reprezentat o sursă de informare extraordinară. Și plus de asta putem face și noi o idee, inclusiv Brad Oltean, prin ilustrațiile lui, și-a putut face o idee despre cum a arătat Sibiul în perioada respectivă. Și nu numai, că arhitectura a inspirat și, sau de genul ăsta, a fost cam peste tot în Transilvania, da, în orașele săsești. Ei, și acum ne apropiem de Piața Mare. Da. Deci și aici a locuit Johann Böbel. Asta e casa și poartă de numire. Vedeți că în față deja se vede turnul Sfatului. Da, l-am văzut de jos chiar. Da, da, da. Mie îmi place foarte mult strada asta, plus că și... Da, e o stradă mai puțin de... nu luăm în calcul mașina care a trecut cu mare viteză pe aici, e o stradă liniștită, e destul curată, de liniștită. Da. Aveți și câteva avem terase. Avem și terase și copaci. Un scottish pub aici pentru amatorii de bere. Exact. Aici, în dreapta noastră. Acum, trebuie să zicem și lucrurile astea, pentru că... oamenii când vin la Sibiu, dincolo de vizită, mă gândesc că doresc să se bucure și de atmosfera locală un pic. Da. Bine, vedem acum piața și din perspectiva asta. Uite, poți să întorci că se vede de aici începutul pieții. Da. Iată. Este unul din un unghi frumos, așa, se deschide în... Acum, ia... Într-adevăr, zice Piața Mare pe bune, dreptate, e foarte mare, da, dar și piața mică e... E mare. E spațioasă. Bun, și de aici intrăm în zona în care și în perioada respectivă locuiau personalitățile și care era ca și astăzi nucleul, să zicem, nucleul al orașului, da, jurul care a palpitat totul. Pentru că și astăzi în Piața Mare avem sufletul orașului, de aici pornesc toate și aici organizăm foarte multe evenimente. Exact. Devine așa o scenă continuă pe perioada verii, mai ales.
Vedeți turnul. În dreapta vedem trecerea dintre piețe și vedem și un turn cu ceas. Vedem și turnul, ceea ce noi numim turnul sfatului, pentru că el la începuturi a fost cel mai probabil un turn de acces, da? La începuturilor, să zic așa, în Piața Mică și putea probabil să fie parte dintr-un sistem de fortificare, da. Dar ulterior, evident, când orașul s-a lărgit, a apărut Piața Mare, s-a transformat într-un punct de observație. Da. Vedeți, până sus acolo, unde cu siguranță existau gărzile care anunțau evenimentele cele mai importante în oraș, un incendiu, un absolut tot ce era important să fie anunțat. Turnul se și numește Turnul Sfatului pentru că această clădire galbenă de care este lipit a fost Consiliul Local, a fost prima primărie a orașului pentru o perioadă de timp și erau conectate. Da? El a avut diverse funcțiuni, a fost și depozit, a fost la un moment dat și închisoare și de-a lungul timpului a avut diverse funcțiuni. Acum se vizitează, se ajunge până la ultimul etaj și avem un panoramă foarte frumos asupra orașului. Vedeți aici și o ghiulia. Acolo. Exact. Pe acum, bucățica aia de colț, de perete. Exact. Acum asta, povestea cu ghiulele, că mai apar ele și în alte locații și... Și Castelul Corvinilor are, de exemplu, o ghiulea din asta într-un zid. Acum, unii spun și legendele spun că ar fi fost aici din timpul unei invazii când au dat o ghiulea. Vă imaginați că ăștia când dădeau ghiulea nu stătea ghiulea o să se lipiască de perete, că nu era cu adeziv. Ele cădeau în principiu, distrugeau peretele, cădeau. Se lipeau ca nu ca perete. Mai mult e simbolic să înțeleg acolo. Cum se lipeau ele, așa se lipea și nu ca perete. Dar cred că cel mai degrabă este pusă de ei în mod simbolic. Asta odată să scoată în evidență caracterul defensiv al clădirii, al cetății, să scoată în evidență faptul că da, aici s-au dus niște lupte, adică n-a fost întotdeauna lapte și miere. Da. Cred că mai degrabă au fost puse decât să rămână din timpul unor atacuri. Bine, ele au fi fost multe care au rămas și atunci de pe aici pe acolo au fost puse în ziduri. Da. Foarte largă, foarte deschisă, luminată. Foarte deschisă, da. Și acum încă este liberă. Tocmai ce am avut târgul de Paști, au strâns căsuțele și ne pregătim de următoarele evenimente. Da. Ce vor urma în Sibiu. Probabil că cel mai mare, următorul cel mai mare va fi Festivalul Internațional de Teatru. Asta va fi la sfârșitul lui iunie. Da. Ei, piața cu asemenea deschidere, aici locuiau personalitățile. În aceste case? În toate aceste case, dacă vedeți latura asta de sud, cu toate aceste clădiri, încă o dată cu ochii, da? Grijă mare la ochi. Da, le vedem. Deci ele și urechi la un moment dat. Urechile erau pe pod. Urechile erau pe pod. Urechile, okay. Pod își lungeau urechile. Clădirile astea, în general, au nume, să știți, casele, nume pe care noi le-am dat în funcție de personalitățile sau familiile care au locuit aici de lungul timpului. Nu știu, Haller, uite, de exemplu, avem acolo casa cu frescă deasupra ferestrelor, cu acei lei. Se numește casa Petrus Haller. Avem și încadramentul de piatră cu blazonul lui Petrus Haller din secolul XVI. Sfârșit de 15, început de 16. Vă dați seama, încă foarte bine păstrat. Da. Casa Hecht, casa Reusner, Cechelius, cam toate. Casa aceea galbenă este, mare este casa Hecht. Da, și casa aceea mai lungă de după, cu acel gang, tunel. Exact. Aceea se numește casa generalului. Generalul armatei a locuit acolo. Da. Bun, dar piața nu era numai un loc de distracție. Era și un loc de execuție, nu? Păi era și un loc de execuție și dacă tot suntem aici, să vedem că mai avem niște marcaje pe jos, nu? Da. Aveam două lucruri importante până spre a doua parte a secolului XVIII. O cușca nebunilor și un stâlp al infamiei. Marcate aici, cu roșu, și dacă vedeți în pavaj, un pic mai încolo, în dreptul... Un cerc. Un cerc, exact, tot cu roșu marcat, în dreptul terasei. În dreptul terasei, unde e băncuța cu cele două doamne, acolo, în spatele băncuței. În spatele doamnei. Da. Bun, una era cușca nebunilor și alta era stâlpul infamiei. Da. Cușca nebunilor aici erau expuși, închiși, vedeți cam cât este. Da, un cerc destul de mic. Un cerc, da, am întins brațele ca un ajungi de la un cap la altul, deoarece era mult făcut să încapă una, două persoane. Și aici erau expuși pe timp de zi cei care
făceau infracțiuni minore, să zicem, distrugeau liniștea publică pe timpul nopții, făceau mici infracțiuni, așa, nu știu, poate furtișaguri, poate înșelăciuni, da? Care trebuiau expuși oprobiului public. Da. Ei erau puși aici și, în general, populația, asta era datoria lor să vină și să râdă. Era un fel de bullying, dacă vreți, a zilelor noastre, în care veneau și făceau tot felul de glume destul de urâcioase pe seama celor expuși. Da. La bisericile fortificate, știți că era o piatră pe care erau expuși înainte de slujbă. Când toată lumea se ducea la slujbă, erau puși acolo răufăcătorii. Acum gândiți-vă că ăștia care făceau gălăgia asta, poate că erau meșteșugari care participau la târguri, se mai îmbătau, mai făceau o mică, na, un scandal. Și își pierdeau un pic și din renume dacă îi expune aici. Da. Nu? Gândește-te și astăzi, cei care lucrează în vânzări sau dacă participi la un târg. Dacă participi la un party, la un team building și faci o prostie, după aceea să fii expus, să te vadă ceilalți, nu ți-e tocmai plăcut. Da. Ei, era o chestiune mai degrabă de, să zicem așa, demnitate, că erai neapărat că suferiai. Dar stâlpului familiei ei era deja altceva. Era așa, adică un stâlpuri. Acum, sincer să vă spun unul din ele. Eu cred că aici era cușca și acolo era stâlpul. Ok, așa. Nu mai rețin exact care cum, dar îmi faceți o idee. Era ridicat așa, cred că erau pe o fundație un pic mai înaltă. Era un stâlp în capătul căruia era un soldat cu o sabie ridicată în sus, care încă o dată era semn al justiției. Da. Și acolo erau expuși cei care făceau infracțiuni mai mari, poate chiar că erau condamnați și la moarte, pentru că am discutat de dreptul de condamnare. Erau biciuiți, erau puși în văzul tuturor, de genul așa nu. Exact. Așa nu se face, după care putea să existe și sentința și execuția. Deci asta exista până a doua parte a secolului XVIII. Execuțiile, da. Da, da, și pe cele două, cușca nebunilor și stâlpul din familie, pentru că, na, să vadă lumea. Da. Bun, dar clădirile cele mai importante sunt pe latura aceasta. Da. Și începem aici, avem în dreapta biserica, este biserica romano-catolică, Sfânta Treime. Ea a fost întemeiată tot așa pe la început de secol XVIII. După cum spuneam, când au venit personalitățile, ofițerii, da, în cadrul imperiului, când a fost întemeiat sau transformat din parte în Imperiul Habsburgic, atunci au venit o grămadă de ofițeri și erau catolici, era în perioada contrareformei și aveau nevoie, bineînțeles, de o biserică a lor. I-au adus și un ordin monahale, i-au adus pe iezuiți și împreună au construit biserica aceasta, au dărâmat câteva case. Cred că oarecum au vrut să le și demonstreze sașilor. Sașii și aveau biserica pe care am văzut-o mai devreme chiar aici în spate. Și cred că oarecum au și vrut să le demonstreze. Ha! Noi suntem, știi? Ia uite, noi suntem aici în Piața Mare. Și atunci au dărâmat câteva clădiri de pe zona aceasta ca să ridice biserica. Biserica ridicată într-un baroc târziu. Biserica, clădirea principală și clădirea de lângă, care este seminarul. Era seminarul iezuit. Da? Da. O biserică frumoasă la interior, un baroc așa bine decorat. Din exterior vedeți că ea nu sare în evidență foarte mult, dar în orice caz este foarte frumos decorată la interior. Se țin slujbe și astăzi, normal, în mod normal, oarecum multilingv, să zicem așa, că mai sunt în germană, în maghiară și în română. Da. Trebuie să înțelegem că Sibiul a devenit în secolul XVIII, mai ales după edictul lui Iosif al II-lea de concibilitate, un oraș multicolor. Da? Un oraș multicultural. Pentru că vorbim de etnii, vorbim de... Exact. Vorbim de câteva grupuri etnice care au trăit aici, nu doar sași. Dacă până prin secolul XVIII era aproape monoetnic și sașii erau cei care erau principalul... Exact. Ne-ai spus vreo 70%? Nu. Asta 70% au fost până în primul al doilea război mondial. Da. Imaginați-vă că până secolul XVIII erau 90% și ceva. Ok, da. Și atunci, după acel edict, încep să vină tot mai mult în Sibiu și alte națiuni, care fiecare și aveau cultul lor și care au fost, să zicem așa, aprobate și acceptate și trebuiau să-și ridice bisericile lor. Ei, printre ele, bineînțeles, și Biserica Romano-Catolică. Și atunci, și astăzi slujbele se fac în germană, în maghiară, în limba română.
cred că e mai degrabă un simbol de toleranță. Da. Da, pentru că fiecare trebuie să ascultă măcar o parte din slujbă în limba maternă, haide da. Să zicem. Da, asta ar fi ideea principală. Acum, cam care ar fi procentul etniilor? Păi din Saj, nu știu să vă zic, eu zic că undeva 1000-1000 și un pic. Da. Hai să zic, mă duc până spre 1200. Cât să reprezinte asta? Mai puțin, 1% din populația da. Sibiului, din populația orașului. Maghiari sunt mai mulți. Da. Nu știu să vă zic exact, să mă duc undeva spre 3% poate. Și apoi mai sunt, da, bine, sunt alte naționalități, că sunt francezi, sunt germani, într-adevăr, dar ei sunt veniți aici în general pe business sau sunt familii mixte, da. Dar așa cum a fost odată, e clar, balanța merge clar în favoarea românilor, da. Mai ales după al doilea război mondial. E mică comunitatea de Saj și nu doar la nivel de Sibiu, vorbim la nivelul întregii Transilvaniei. Nu știu dacă sunt mai mult de 12.000 acum în Transilvania. Da. Și majoritatea au vârste înaintate. Da, deci așa, numărul lor în timp da. Și sunt foarte mulți acum în căsnicii mixte. Da. Foarte mulți în căsnicii. Greu să mai spui că un sas e din părinți saș se mai naște în Transilvania. Da. Da. Din păcate, asta este. Da. Lângă biserică vedem pe colț, avem... clădirea primăriei, care la început de 1900 a fost clădirea și sediul băncii de credit funciar la momentul respectiv. Vă dați seama la ce nivel ajunsese orașul, când avea nevoie deja de bancă, bancă care făcea tot felul de împrumuturi și care a ajutat foarte multe instituții din jurul Sibiului să se dezvolte. Da. Este o clădire așa, Jugendstil spunem noi, un art nouveau. Are formă de podcoavă de cal, foarte interesant, ridicată chiar pe colț. Au existat la nivelul, la momentul respectiv, tot felul de discuții. A fost foarte controversată. Vă dați seama, vine între biserică și Palatul lui Brookent, al două clădiri de stil baroc. Ei au dărâmat niște clădiri vechi și vii cu stilul ăsta. Da. Roșii dintr-o dată. Care e destul de diferit față de e tot diferit ce e aici. Și pentru vremea respectivă era așa un mic șoc. Mai ales sunt cu toată respect pentru populație, cred, destul de conservatoare. Atunci, ce să facem? Hai că o acceptăm. În cele din urmă a fost acceptată și foarte bine că a fost acceptată. Da. În 2004 a fost reabilitată foarte mult și astăzi este sediul primăriei Sibiu. Da? Sediul principal, pentru că încă o dată primăria are mai multe clădiri în centrul istoric. Clădirea este mică, chiar dacă ea pare destul de impozantă, pentru spațiul de birouri este destul de mică. Da. Iar la parter avem punctul de informare turistică, unde, care și el a fost reabilitat acum câțiva ani, cred că a fost chiar în perioada pandemiei, și redeschis, unde turiștii pot să vină și găsesc tot felul de, primesc tot felul de informații legate de obiective, de evenimente. Avem tablete unde pot să intre pe aplicația Sibiului să descarci informații, pot să-și încarce laptopurile, tabletele, telefoanele aici, hărți, broșuri și tot ce mai trebuie. Da? Deci dacă vin întotdeauna, eu spun oamenilor, când, mai ales turiștilor români, dar și străini, când ajung prima dată, mergeți la punctul de informare, luați-vă ce aveți nevoie, fetele de acolo vă ajută și încercați apoi să descoperiți. Poate să fie mai ușor să descoperiți orașul. Da, bineînțeles, când nu mai mergi așa pe apucate, chiar mergi cu puțină informație la tine. Da. Ei, dar haideți să ne apropiem dincolo de clădirea asta, să vedem Palatul lui Samuel von Brukenthal. Și ia uite aici, totuși vă opresc din drum. Așa. Că musai să vedem și aceste cercuri rotocoale. Așa. Nici nu știu cum să le zic. Văd că avem trei. Sunt cinci. A, trei avem aici, trei aici, două mai în spate. Și două mai în spate, da. Bun, și pe fiecare scrie într-o limbă, pe unul scrie română și pe celelalte limbi străine, în germană, da. Engleză, maghiară și franceză. Ce au fost acestea? Acestea au fost depozite de cereale secrete în secolul 15. Prin 2005-2006, când s-a făcut reabilitarea pieței, ele au fost scoase la iveală, pentru că nu erau oarecum trecute în documente și... Da, s-a bănuit, eu cred că istoricii, arheologii au bănuit de existența unor astfel de depozite secrete de cereale, dar nefăcându-se cercetări până la momentul respectiv, nu au știut. În timpul reabilitării, că bineînțeles, da. Vă imaginați că toată piața asta a fost săpată, vă imaginați ce frumos ne-a fost. Da. Estimez 2005-2006, da? Da.
Ei erau la 2-3 metri, erau peste tot în piață, nu doar aici, la 2-3 metri subteran. Da. Le aveau sub formă așa ca de pară. Da? Asta era gura, da. Gura era la nivel. Deci gura exact asta, da. Genul ăsta era. La nivelul solului, da. Era pusă. Și cam atâta de larg. Acum vă imaginați că un bărbat la nivelul, la momentul respectiv era cam de dimensiunea mea. Exact, nu? Deci intra lejer. Intra lejer, da. Da. Și acolo țineau depozitele de grână în perioada sedilor. Când porțile se închideau, dacă vă aduceți aminte, nu putea să iasă, nu putea să intre. Adică ei erau blocați aici, era un lockdown. Exact, exact. Lockdown medieval, da. Dacă vreți să știți, da? Așa că ne tot plângem astăzi, nu? Ăia erau în continuu lockdown. Și n-aveau internet, n-aveau telefoane, n-aveau nimic. Nu, nu. Dar pentru că cerealele erau puse acolo, sus în poduri, erau la risc de a fi incendiate. Și atunci rezervele erau ținute sub pământ, erau mult mai sigur. Erau acoperite bine, era toată piața era acoperită. Aveau ei anumite marcaje și doar anumite persoane din cetate știau unde sunt marcajele și cum să sape și unde să sape ca să scoată depozitele de grâne. Ele au fost cel mai probabil lutuite pe margine și incendiate, s-au găsit probe. Cel mai probabil au ars lutul ca să le căptușească exact pe margine, astfel încât văcălite, pare mi se spune, ca să nu se evite umiditatea. Totuși ele trebuiau ținute la o anumită, temperatură. Da. Aveau și niște bâne cu gradații și pe care coborau ca să știe exact care e nivelul de cereale și dacă trebuie să se dea un refill, să zicem așa. Exact. Na, au fost marcate 5, ele au fost mult mai multe, dar 5 am marcat aici ca să ne facem o idee. Ei, și înainte de a pleca din Piața Mare, trebuie totuși să ne oprim în fața palatului lui Samuel von Brukenthal. Samuel von Brukenthal a fost, zic eu, un geniu al vremurilor lui. El s-a născut într-o familie din desaj din Nocrich, de lângă Sibiu, un sat sosesc de lângă Sibiu. Da. Tatălui a fost notar. Tatălui a și obținut titulatura asta de baron von, da? Înainte se numeau Preckner și a obținut titulatura de von Brukenthal, titulatură pe care și fiul i-a moștenit-o. A studiat pre la Sibiu, prin împrejurim, la un moment dat rămâne orfan de ambii părinți și s-a gândit foarte bine, oricum nu putea să rămână notar în satul tatălui pentru că fratele mai mare avea privilegiul acesta. Și atunci el și-a vândut pământurile fratelui mai mare și cu banii s-a dus să studieze prin Europa. Pe la Jena și Halle a studiat vreo 3 ani de zile. A ajuns pe la Viena, a fost introdus într-o lojă masonică, a fost așa abordat, să zicem. Da. Și după 3 ani de zile se întoarce la Sibiu, era perfect, adică era tânăr, era educat, dar el nu putea să exercite o funcție publică în Sibiu, administrativă, la momentul respectiv, pentru că nu era născut în Sibiu. Și trebuia să aibă o legătură de alianță ca să fie. Și atunci, cum se făcea asta? Prin căsătorie. A avut de ales, a avut 2 alegeri. Fata primarului și fata popii. Așa. El a trebuit să facă o alegere cât mai bună. A studiat foarte bine. Așa. Și a ales-o pe cea inteligentă și bogată. Adică fata primarului. Pe Sofia. Și s-au căsătorit, a obținut și posibilitatea de a avea o funcție administrativă în Sibiu. Da. Averea i-a crescut considerabil, adică să zicem că și socrul lui era un fel de mogul al imobiliarelor. A avut foarte multe terenuri, a și murit repede, Brukenthal a moștenit destul deci de rapid niște rapid, terenuri, niște, și a știut ce să facă cu ele și cum să investească, cum să se dezvolte. Ajunge și datorită unor, mă rog, contextul este un pic mai complex, dar oricum ajunge în preajma Mariei Teresa, la Viena. Ea îl place foarte mult. Era și o diferență foarte mică de vârstă între ei. Și pentru că îl place, îl înaintează în funcție foarte repede, ajunge secretar cu gubernial, tot felul de astea. Până când în 1777 îl numește guvernator al Transilvaniei, ceea ce pentru momentul respectiv, pentru nobilimea maghiară mai ales, aoleu, era dezastru. El fiind evanghelic, ceilalți fiind catolici, ea însăși, Maria Tereza fiind catolică, să ai un sas protestant, guvernator al Transilvaniei, era chiar peste culme, într-o epocă a contrareformei. Da. Dar au trecut și peste asta, ce Dumnezeu să mai facă. Brukenthal a petrecut foarte mulți ani între Sibiu-Viena. Sibiu-Viena făcea vreo 10 zile în călătorile astea. Da.
Dar el avea o pasiune, asta era foarte iubitor de artă, de mari inovatori. I-a plăcut și agricultura, i-a plăcut să facă tot felul de experimente. Și în timpul vieții a colecționat enorm. El a participat și pe la licitații, sau dacă nu putea, își trimitea oamenii. Când s-a reorganizat Universitatea din Viena, a trimis și pe acolo, pe la mănăstiri, și unde putea, colecta, cumpăra, lua, okay, licita. Da. Și așa am construit Palatul de la Sibiu, da, în toată perioada asta, un palat baroc, tot așa un fel de baroc târziu, în care a colecționat enorm, în care a organizat tot felul de evenimente culturale, tot felul de seri de lectură, serate de muzică, adică era o viață din asta foarte incitantă a orașului. A rămas fetița lui a murit de când era micuță, a rămas și văduv destul de repede, așa că în momentul în care și-a terminat palatul, de fapt, el nu mai avea nici copii, nici soție. Da. Deci spre sfârșitul vieții, prin 1787, termină destul de târziu palatul, pe care el și l-a vrut drept un simbol al umanismului și al iluminismului și al vieții culturale în oraș. Dorința lui a fost foarte simplă. După ce moare, el și-a dorit ca palatul lui să rămână în proprietate publică, să zicem așa, adică să fie transformat într-o galerie de artă. Da. Ei, și asta se întâmplă pentru că în 1803 moare și în 1817 moștenitorii transformă palatul într-o galerie de artă, prima din sud-estul Europei. Bun, am zis că venim totuși să vedem și poarta, da, care este originală. Vedeți inclusiv încadramentul, totul este original de pe vremea lui Bruckenthal. Este așa o operă de artă, poarta însăși, pentru că se vrea un fel de intrare în palat, bineînțeles, da, și un mesaj. Este un fel de testament masonic, dacă vreți, al așa lui Bruckenthal. El din start își dorea ca palatul lui să fie un centru al culturii și al educației. Și cine venea aici trebuia să știe lucrul ăsta. Și asta este marcată prin ceea ce vedem pe cele două porți, da? Da. Și aici ne uităm pe cum se intră pe partea dreaptă. Vedem ce avem aici. Avem scutul cu capul meduzei și apoi acest coif. Sunt simboluri ale zeiței Atena, da? Da. Și aici avem capul meduzei cu scutul care își dorea să sperie, să alunge toți cei care se opuneau cunoașterii și educației, toți cei care considerau asta ca pe o banalitate, da? Nu știu dacă știți, meduza este poate una dintre cele mai cunoscute personaje feminine din mitologie. Povestea ei este destul de interesantă. Cert este că a revenit de-a lungul timpului în tot felul de discuții, în funcție de vremuri. Este un leitmotiv care apare în funcție de vremuri. Însă pe vremea lui Bruckenthal, cel mai probabil asta dorea să facă, să respingă răul, să respingă tot ceea ce venea cu intenție negativă, să zicem așa, în palat. La fel și coiful meduzei, care este un simbol al tăinuirii, cunoașterii. Da? Da. Bun, ce mai observați acolo? Vedeți și o bufniță sau bufnița, ce? Simbol al înțelepciunii, da, al cunoașterii, da? Vedeți apoi echierul. Da. Vedeți ciocanul, dalta și ciocanul, da, care sunt simboluri masonici ale masoneriei, cea care slefuiește și transformă, da? Da? Cea care transformă o piatră banală într-un diamant. Da. Vedeți aici șevaletul, vedeți lira, iarăși sunt simboluri și leitmotive ale masoneriei. Da. Și apoi pe partea cealaltă, dacă ne uităm, avem un corn al abundenței, avem această trompetă, să zic și așa, da? Aceste aripi frânte, oarecum. Sunt din nou simboluri ale lui Apollo. Apollo care a fost simbol al luminii, al muzicii, da? Să nu uităm că Apollo este reprezentat cu lira. Și lirismul de aici a plecat, da? Da. Deci clar pe poarta lui Bruckenthal avem așa Atena principal și cu Apollo, simbol și inspirație pentru educație, pentru cunoaștere, pentru artă, pentru că el asta își dorea și asta știa. Să promoveze simbioza asta dintre artă, dintre știință și educație până la urmă. Pentru el, centrul întregului palat era biblioteca.
A și colecționat până la 13.000 de volume, ceea ce era fantastic pentru vremea respectivă. Pentru că el era universul, acesta era universul cunoașterii. Da. Și tot el cerea ca din când în când să fie adus câte un tablou în cameră și să stea așa să mediteze. Oare ce a vrut să spună autorul în această lucrare? Meditația, practica meditația zilelor noastre. Și să știți că foarte mult din elementele pe care noi le întâlnim astăzi, dacă vedeți acest trend înspre meditație, înspre autocunoaștere, înspre regăsirea sinelui. Care e foarte bună. Foarte bună până la mine. Elementele de mindfulness, hai să mergem, pe care noi le promovăm astăzi tot mai mult și o parte a societății tot mai mult merge în direcția asta. Ele au existat foarte mult și în perioada aceea a masoneriei și al iluminismului. Bruckenthal, de exemplu, se ducea foarte mult în la reședința de vară de la Avrig și acolo își avea tare frumos făcut parcul acela, oranjeria, își avea un râușor cu câteva pietre vechi, istorice, ruine, foste ruine și efectiv se ducea să mediteze. Da? Și asupra timpului, acel memento mori, și asupra istoriei, și asupra sinelui, și asupra cunoașterii și așa mai departe. Adică, iarăși, ceea ce trăim noi astăzi în societatea zilelor noastre este oarecum parte dintr-o ciclicitate. La o anumită perioadă de timp există așa, în ghilimele, să zicem, trezire. Le reluăm. Sunt simbolul pe care le reluăm, iar le abandonăm, iar le luăm. Da. Până nu le ducem la capăt. Niște trenduri, niște simboluri, da. Exact. Și asta a făcut cel mai probabil și Bruckenthal. Deci am pus statuia, au ridicat autoritățile, cred că a fost în 2021, când s-au împlinit 300 de ani de la nașterea lui. Eu zic că a fost un simbol, dacă ar fi să spunem așa, culturii și educației și primoștenirea pe care a lăsat-o, în primul rând. Da. Pentru că muzeul, galeria din timpul lui a rămas galerie de artă, sala principală avem galerie de artă europeană și apoi avem galerie de artă românească. În mare parte cu ceea ce a acumulat el în timpul vieții. Exact. Da. Exact. Bine, ea a fost dezvoltată de-a lungul anilor, dar... Da, da. S-au adăugat. El și-a dus o amprentă foarte mare. Ei, și vedeți aici... Monumentul. Aici este marcat locul în care a căzut prima victimă a Revoluției din 1989. Din Sibiu, da. Da. În decembrie de 89 a fost marcat locul în 2000. Am făcut acum switch-ul ăsta în timp destul de mare. Da. Un arc destul de mare în timp. Dar Revoluția și comunismul este parte din istoria noastră, fie că vrem să fie că nu vrem. Nu are sens nici să negăm, nici să ne ascundem sau să ne rușinăm. Păi nu avem de ce, că e istorie deja. E istorie și e o istorie contemporană, da, exact. De la care nu știu dacă am învățat suficiente. Dar da, Sibiul este unul din orașele, să le zicem așa, martire ale Revoluției. A fost o revoluție și au fost niște mișcări urâte la Sibiu, inclusiv aici în Piața Mare. Nu știu, cred că în jur de 100 de oameni au murit la Sibiu. Aici vorbim de prima victimă, care a fost destul de tânără. Și au fost niște mișcări în masă foarte, foarte mari. Eu mi-aduc aminte și maică mi-a povestește cum atunci la început, în prima a doua zi, a venit taică-miu, deja era printre manifestanți. Erau mai tineri decât sunt eu. Suntem noi acum, da. Nu-mi vine să cred. Și maica mea m-a dus, și cum o vecină ne-a dus aici pe mine și pe celălalt, un copil, să fim martori ai Revoluției. Nu conștientiza amploarea evenimentelor și ne-a dus în Piața Mare, așa, să vedem și noi Revoluția. Când a început să se tragă, se trăgeau inclusiv de prin case, de prin, eu știu ce a fost pe atunci, au început elicopterele să zboare deasupra noastră și târziu și-au dat seama că, băi, nu-i de glumă, chiar nu-i de glumă. Da. Și am luat-o la fugă până acasă, mi-a spus maică-mea, băi, nu ne-am mai oprit până acasă și totuși stăm la 20 de minute de aici. Și tatăl meu a fost, el era pe altundeva prins cu demonstrațiile. A fost parte din Revoluție și am fost parte din mișcările astea. Bine, noi eram copii, atunci nu puteam să conștientizăm mare lucru, dar le-am simțit și le-am, undeva în memorie le-am. Și asta povestesc mult cu turiștii, pentru că este unul din subiectele care îi preocupă cel mai mult, mai ales pe străini. Da. Pentru că până la urmă o curiozitate asta, 89 a fost în toată Europa tumultos. Și a însemnat enorm pentru democrația europeană și, bineînțeles, Doar că noi am ieșit în evidență cu faptul că l-am ucis, nu comentez, dar cu asta am ieșit în evidență.
Păi, da, a fost cel mai spectaculos, nu? A scos spectaculosul da. din Revoluție. Da. Asta este. Da, n-are sens, cred că acum să mergem și trebuie să ne punem în situația și în locul de atunci și, na. Da. Deci, din păcate, a fost și aici cu multe victime. A fost, da. Și sunt fotografii, le vedem și acum cu tancuri. Și apropo de asta, gândiți-vă cât au suportat acele depozite de cereale care sunt sub noi. Da. Că au rezistat tancurilor. Da. A rezistat. Iar în perioada comunistă, aici a fost trafic în Piața Mare. Era un parc în mijloc și erau străzi. Adică mașinile, autobuze aveau acces, camioane. Și alea sunt doar la câțiva metri sub noi. Deci ca să vă gândiți ce bine au fost construite. Exact. Încât au rezistat și unor și greutăți. Și atâta timp și unei asemenea greutăți. Da. Ei, și acum ați văzut și ochii. Da. Mai bine. Îi vedeți acum. Îi vedem cum ne înconjoară, da. Îi vedeți acolo pe colț. Uite că dacă îi luați de aici, sunt cei trei ochi aici. Au și forma de alb de la globul ocular și negru cum e... Redare. Da. Ei, deci, acum noi mergem... Imită foarte bine. Așa. Mie îmi place să asimilez acum că este sau că nu este adevărat. Greu de spus. Dar mie îmi place să-i asociez cu prezența masonilor la Sibiu. Acești ochi. Acești ochi. Pentru că știți, vorbim de ochiul într-un triunghi. Cu razele de soare, da? Da. Simbol al lui Horus. Mergem până în mitologia egipteană. Simbol preluat de creștin apoi. Ochiul tot puternic al lui Dumnezeu, ochiul care ne privește, ochiul care este mereu deschis. Masonii au preluat simbolul ăsta. Știți că este prezent inclusiv pe dolar, pe dolar da. American. Care îl asociază tot așa cu ochiul marelui arhitect al universului. Ochiul cunoașterii. Al treilea ochi. Glanda care face accesul cu glanda pineală. Ochiul care dă acces spre cunoaștere, spre înțelepciune. Talamusul, care și el se spune că are forma unui ochi. Da? Da. Sau a șasea chakra, dacă vreți să mergem mai mult în zona asta un pic ezoterică. Da? Care este mereu deschis. Da. Atotputernicul privește mereu. La fel, triunghiul, care înainte simboliza piramidele, după care Trinitatea, după care nucă, este instrumentul geometric de bază, care alături de cerc, dacă cercul formează închiderea și perfecțiunea, triunghiul și echerul, iarăși, dau spațialitate, creează da. Linii, poate să meargă spre infinit. Ei, eu sau mie îmi place să asociez transformarea ferestrelor care aveau rol dat de ventilație în poduri și de lumină și cu prezența masonică la Sibiu. Nu cred că este întâmplătoare sau, mă rog, nu vreau eu să cred că e întâmplătoare. Ei, acum, de-a lungul turului nostru, am mai văzut câteva simboluri chiar și acolo pe ușă. Da, pe ele ușa mai sunt, palatului. Ele mai sunt, mai sunt. Așa mai sunt, finuțe, da. Dar mai sunt. Deci și vedeți, le avem trei aici, da. Urmează un triunghi, avem cinci care formează triunghiuri. Da. Vedeți și acolo, pe Casa Haller. Acum, na, nu vedeți chiar toate, pentru că este și arborele, copacul acela, dar și da. Acolo sunt cinci, mai departe iarăși sunt trei. Vedeți doar doi, dar vă spun eu sigur că sunt trei. Trei ochiuri, cum îmi spun unii turiști. Am văzut ochiurile de la Sibiu. Hai să zicem așa, dacă pentru frații masoni era ochiul care amintea mereu de prezența... Nu folosea Dumnezeu, ci marele arhitect al universului. Așa îi spune, da. Și ideea de a avea tot timpul, ochii fiind deschiși, te vechează mereu, tu trebuie mereu să ai grijă la comportamentul tău. Da. Tu ca mason, dar nu numai. Mie place să extind, extrapolez. De ce doar masonii? Da, deci noi cu toții, nu și noi. Da. Da? Îi lăsăm. Dar vorbesc de masonii de secolul XVIII. Nu intru în masoneria de astăzi, că aici avem alte okay. sensibilități. Nu, eu vorbesc de masoneria tipică de iluminism, care vorbea de atitudinea și de exemplaritate, să zicem, a ființei. Și cred că ăsta era unul din simboluri. Atenție! Un fel de reminder, da. Dacă vreți, da? Și mai avea un rol. Și rolul ăla de conștiinciozitate, adică dacă aici se întâmplau tot felul de târguri și așa mai departe, grijă ce faceți, încă o dată, uite-l pe Roland, acolo cu statuia. Uite cum poți să ajungi în uite centru. Uite cum poți să ajungi, dar te văd ochii, te văd da. Ochii lui Dumnezeu, da? Ochii lui Dumnezeu care sunt mereu deschiși. Acum, noi cu ce am, înlocuit ochii lui Dumnezeu? Nu știu.
cu camerele web. Cu telefoanele, cu camerele. Ah, ok, da. Deci în loc de ochi... Le avem, că l-am văzut și pe ele. Dar vă spun eu sigur că da, sunt. Da. Unele sunt chiar în ochi. Avem dublă protecție. Deci dacă atunci aveam conștiința unui Dumnezeu care e veșnic, cu ochii deschiși pe noi, astăzi nu mai prea merge cu ideea de conștiinciozitate că te vede Dumnezeu. Da. Și atunci trebuie să vii cu ceva invers, ceva mai tare. Te văd camerele și poliția locală și atunci e ok, da. Am avut zilele trecute, au fost un meci la Hermannstadt cu o echipă, nu dăm numele echipei respective, să nu-i facem reclamă proastă. Așa. Și ultrașii echipei respective, după meci, au împânzit centrul istoric și au început să dea cu grafiti pe foarte multe clădiri. La noi nu prea sunt grafiti, sau mă rog, sunt, dar totuși nu la fel de mult canal de părți. Da. E, dar într-un gang din acesta, cum vedeți aici, cu ziduri albe, au venit și au scris pe ziduri tot felul de mesaje, tot felul de... Noroc cu camerele web, care au văzut, i-au identificat, au fost prinși vreo 5 litri, ei pare mi-s amendați, dar atât de mult au zmângălit încât au trebuit să se dea cu tempul cu iale jos. Adică s-a și te referi chiar aici unde suntem noi cumva? Nu știu dacă și aici, că și ăsta a fost renovat, nu, dar în traseul nostru am trecut pe lângă câteva clădiri și cred că vom mai trece. Da, adică își au și ele rolul lor, nu? Bineînțeles. Așa că să știe... de acum încolo, cei care mai vin la Sibiu cu astfel de gânduri, că ochii sunt deschiși. Sperăm și chiar dacă nu mai avem o cușcă nebunilor și un stâlp amii femeiei, totuși avem niște camere web. Multe au fost, le-am primit așa moștenire, dacă vă aduceți aminte, cred că în 2018, când a fost Marele Summit. Cred că în 2018, Marele Summit European de la Sibiu. Aha, și atunci s-au montat multe camere. Țineți minte că a fost aici Macron, a fost toți Merkel. Da. Evenimentele au avut loc chiar la primărie și orașul efectiv a fost baricadat. Da. Deci centrul istoric, gândiți-vă nivelul de securitate care a trebuit să fie când tu ai nu știu câți lideri europeni de top. Da. Și atunci s-au instalat enorm de multe camere web. Da. Și multe din ele ascunse, ca casele toate, multe au fost izolate. Dacă ne-ai spus că există camere și păi ochii... Toate, ochii toate au fost izolați. A, da? Da. A, ok. Și atunci, mă rog, cei principali și ei și-au făcut tot parcursul pe unde trec personalitățile și pe drum, a fost normal. Ca să elimine orice fel de idee. Exact. Na, doar și la american s-a întâmplat. Kennedy, asta este, a fost o dovadă că se poate. Și la case mari. Și atunci, ca să sporească nivelul de securitate, au fost instalate niște camere, eu cred că o parte au rămas funcționale. Da, uite. Grijă puțin. Și-au făcut datoria în cazul datoria. Pe care l-ai spus, da. Aici suntem în ceea ce numim noi piața Schiller, cu strada arhivelor. Și mie îmi place să spun așa, că întotdeauna istoria unei comunități se vede inclusiv în arhitectură. Da. Dar arhitectura e reflectă oarecum istoricul. Da, și noi am venit dinspre Piața Mare și paralel cu Piața Mare avem piațeta asta, unde exact unde adică cea pe care arată, o filmezi tu acum? Exact, pe filmare, clădirile astea sunt clădiri de secol 17, hai să zicem, 16-17. Dacă vă uitați chiar casa asta de pe colț, în stânga, din stânga, da. Hochmeister, acum se vede mai rău din cauza mașinilor, casa Hochmeister, unde avem și restaurant, așa? Da. A aparținut lui Martin Hochmeister, și junior și senior, care au trăit în secolul XVIII, contemporani cu Bruckenthal. Hochmeister senior a avut o librărie, prima librărie aici, o tipografie. A și editat niște ziare. Teatral Wochenblatt, care era un fel de ziar dedicat culturii locale la momentul respectiv. Fiul său a moștenit la fel pasiunea asta pentru tipografie, pentru cultură. Hochmeister junior, el a fost la fel maestru mason important în loja de la Sibiu. Și aici, în casa lor, au și găzduit Hochmeister senior, junior a și găzduit câteva întâlniri ale lojei de la Sibiu. Iar după ce loja a fost interzisă, la sfârșitul secolului XVIII, el a preluat o parte din tezaurul ei. Dar deci este o clădire importantă, asta era mesajul. Da? Deci de istoria se vede și în clădirile astea de secol 17-18. Apoi avem aici pe colț clădirea asta,
ne întoarcem puțin, care este de început de secol 20, sfârșit de secol 19, început de secol 20, artă 1900, este clădirea arhivelor sibiene. Deci avem cele mai vechi documente despre istoria Sibiului. Na, reabilitată parțial, că s-a terminat vopseaua. Da, așa, și în spate, nu, acum ce se vede? N-au mai fost găleți. A, vedem mai recent aceste blocuri, aceste clădiri. Aici este arta 1950-1960, da. Cele comuniste. Acum, nu, sau, trebuie să avem și ceva din ele. Trebuie să avem, da. Să avem echilibru între epoci. Asta e. Face parte fost, din istoria noastră. Da, ridicate, dar acum știți cum e? E printre puținele intervenții, să zicem așa, urâte în centrul istoric al Sibiului și pentru asta ne putem declara destul de norocoși, adică au distrus enorm de mult. Da, față de alte orașe care deja au fost... Deja se și încadrează în peisaj, dar și urmă, da. Cunoaște multe orașe care au fost... dărâmate, efectiv, în perioada comunistă. Da, da, și Bucureștiul cred că a fost foarte mult. Și Bucureștiul a avut multe cartiere, da. Uh-huh. Asta iarăși este... Deci sunteți norocoși din acest punct de vedere, foarte, foarte norocoși. O zonă nou pietonală. Strada asta, vedeți marcașul până anul trecut, dacă nu mă șel, a fost circulată de mașini. Da. Vedeți că aici a fost chiar parcare și a fost transformată în stradă pietonală, ceea ce e foarte bine. Și mă bucur că există inițiativa asta. În fiecare an văd că tot câte o stradă devine pietonală din centrul istoric. Da, și noi ne bucurăm să vedem chiar asta. Chiar dacă, pentru noi ca local nici nu este întotdeauna, dacă te gândești, pentru tine ca șofer, știți, noi sunt două postulări, cea de șofer și cea de pieton. Da, noi avem amândouă posturi, să zic așa, și tot ne place că dar, sunt străzi închise. Da, la un moment dat chiar iar e plăcut când ai trafic din ăsta pietonal și tot felul de evenimente care au loc aici. Și e foarte bine și pentru familiile cu copii. Exact. Pentru că sunt aici niște lucrări de reabilitare. Haideți să trecem un pic. Da. Și de pe partea asta ne întoarcem, facem așa o piruetă. Adică înspre stânga. Și ne întoarcem spre stânga, ne întoarcem în 360, ne întoarcem, ne oprim pe loc și ne uităm la clădirea asta galbenă de aici. Da. Vedeți că este scris acolo 1680 și ceva. Așa, pe o da. O frescă veche, da? Deci vă imaginați, clădirea asta este de sfârșit măcar de secol 17, dacă nu este și poate și mai veche. Da. Și aici avem sediul Hermannstädter Zeitung, este ziarul săptămânal, cred că este, al comunității germane din Sibiu. Da? Încă funcționează și funcționează bine într-o clădire veche, monument istoric. Da. Clădirea a fost reabilitată anul trecut, după cum se vede, și aici, că povesteam mai devreme de calfe, și aici au lucrat calfele. Da. Și au făcut treabă bună. Și acum ne apropiem de ceea ce în Sibiu se promovează drept cea mai frumoasă stradă din Sibiu. Așa. Strada Cetății, stradă pe care avem o parte din fostele ziduri de apărare. Am discutat la un moment dat când ne uitam pe harta Sibiului ce s-a mai păstrat. Uite, aici avem. Aici avem strada Cetății. Aha. Este, dacă vă aduceți aminte de pe hartă, partea de sud a Cetății. Vedem că e destul de lungă. E destul de lungă aliniamentul zidurilor de apărare. Da. Și uite, în aici, în dreapta, aliniamentul în partea zidului. Dreapta. Cu trei turnuri care se mai păstrează astăzi. Turnul Achebuzierilor, Dulgherilor și Olarilor. Știți, ca și la Brașov, ca și la Sighișoara, da, brezlele erau exact. Responsabile de construcție și administrarea lor, la fel și la Sibiu. Același model și iată că trei dintre turnuri mai sunt aici. Vă cam dat seama un pic acum care era distanța între turnuri, da. Între cele 39 de turnuri. Da, exact. Deci se poate este și calcula distanța. Se poate calcula. Vedeți că aici avem și drumul de strajă. Este singurul care s-a mai păstrat. Care drumul leagă de cele strajă. Două turnuri. Ce înseamnă asta? Drumul pe care stăteau, umblau, circulau, își făceau pe deasupra straja. Zidului, da. Exact, exact. Și ele făceau accesul. Drumul lega, da, turnurile. Deci exact. Mergea din turn în altul. Da, da. Făcea legătura foarte bine.
Și ele au fost reabilitate iarăși de curând, nu știu acum câțiva ani, tot în perioada pandemiei și deschise vizitatorilor. O să rămânem aici ca să ne întoarcem un pic. Uitați cum stă acolo și porumbelul. Ele pot fi vizitate, deci intrarea se face pe aici, în turn, se merge pe drumul de strajă și se coboară pe celălalt turn. Bun, aici vreau să vă arăt tot din unghiul acesta și clădirea Filarmonicii. Ea a fost inițial un turn gros, așa și spunea, turnul gros, turn de apărare. Da. Care era circular și ieșea în afara zidurilor. Vă imaginați că erau zidurile, turnul gros care ieșea în afara zidurilor și pe capete avem câte un bastion. Deci partea asta de cetate era o adevărată mașină de război. Da. Și între ziduri aveam canalul de apă. Da? Deci foarte bine. Pe partea alaltă erau și lacuri. Nu? Treci tu dacă poți și de lacuri și de ziduri și de... Greu era pentru inamici. Logistic vorbind, nu era deloc ușor. În 1788 și-a pierdut rolul și funcțiunea totală, încă o dată în plin iluminism, la Belle Époque, perioada da, ofițerilor care aveau și ei nevoie de puțină distracție, de puțin entertainment, hai să zicem. Și atunci Hochmeister, cel de care v-am pomenit mai devreme, pasionatul de cultură, transformă fostul turn într-un teatru. Dacă nu mă înșel chiar pe bani proprii. Și este primul teatru, primul, să se consemneze iar încă ceva. Așa, subliniem. De pe teritoriul Transilvaniei și de astăzi, da, așa, al României, cred că, de astăzi. A dus director de teatru de pe la Bratislava să-l pună bazele unei trupe de teatru, nu știu, era vreo 10 bărbați, 6 femei, deja s-au pus în scenă trupe, spectacol de Molière, de Shakespeare, adică deja era la alt nivel. Ceva ca lumea, da. Și seara se transforma într-o sală de bal. Adică avea mai multe funcții, să ne înțelegem. După aveau spectacole mari, joi, sâmbătă și duminică. Da? Deci erau foarte activi. Des, da. După spectacole, se lua cina și se întindeau așa în niște mese mari. Doamnele stăteau la masă. În general, mâncau din veselă de cositor și cu argintărie. Iar domnii stăteau mai pe margine. Și după ce terminau masa, se trecea la partea a treia, balul. Da? Se eliminau mesele și toate cele și începea dansul. Da. No, aici e o problemă. Așa. Pentru că în perioada lui Brucantal de sfârșit de secol sau a doua parte secolul 18, în Sibiu pătrunde un dans nou, langausul. Asta a fost precursorul vasului vienez. Și mă dați seama că dacă până la momentul respectiv, cam asta era apropierea între domn și doamne. Ei, iată, da? Când a apărut acest dans. Când a apărut dansul, când domnii, tineri, ofițeri, mă gândesc că erau și frumoși. Să zicem că erau frumoși, și arătoși. Trebuie să zicem că erau frumoși, e o poveste care trebuie să fie frumoasă. Și doamnele, venind în corsetate. Bineînțeles. Da. Când au început apropierea asta între ei a apărut Cupidon. Și începeau dansul, gândiți-vă la dansul vienez, semănător era langausul ăsta, începeau femeile, doamnele, să leșine pe capete. Că nu, te strângea pe plămâni. Da. Și apropierea, lipirea între cei doi, păi i-a dat niște dureri de cap lui Brucantal, doamne, e nebunia. Brucantal era un conservator. Și el venea și povestea de cultură și de educație și de spirite și de nu știu ce, în timp ce ăștia dansau pe petrecerile din zilele noastre, echivalentul petrecerilor din zilele noastre, da? La vama veche. Cam așa era pentru el. Da. Cam așa era pentru el atunci, un mega conservator și o persoană și neapărat religioasă, spirituală, da? Or să ai așa ceva. Și bineînțeles s-a creat așa acel generation gap în zilelor noastre, da? Pe latura conservatoare erau bătrânii în frunte cu Brucantal și ăștia de generație în vârstă și tinerii și ofițerii și tinerele care erau îndrăgostite de ofițerii ăia și care de-abia așteptau să înceapă un dans. Și ăștia tineri erau condus de un pictor, Franz Neuhauser, dacă nu mă știu, era numele lui, care ăla era un rebel. Deci a fost amendat de câteva ore, a fost amenințat, băi, oprește-te. Deci a ajuns și prin piață? N-a ajuns la oprobiu, okay. Că deja erau desfințate pedețele atunci, dar era aproape. Dar nu-i păsa, n-a avut nicio treabă. Dansul ăsta a fost și interzis la un moment dat și pe la Viena. Adică, pentru vremea respectivă, a fost șocul. Da. Acum nu mai are nicio...
Da. Hai să mergem, ca să știți că se făceau, erau dezlunați și pe atunci. Și acum vreau să vă duc un pic prin Parcul Cetății, între ziduri. Da, și să vedeți că adică suntem exact în fostul canal de apă. Da. Ah, deci exact. Acum noi suntem pe canalul de apă, da. Am exact. Că uite, mai vedem și în stânga. Zidul a fost ăsta de. Acum vorbim de 1520-1540, ca să vă luați repere, ca da. Ani, când zidul ăsta probabil a fost din dreapta noastră, a fost primul construit, pentru că vedeți că este o cărămidă cu piatră, da. Și ulterior a fost adăugat și al doilea zid, și mai probabil doar cărămidă. Da. Ei, și pe ceea ce a fost fostul canal de apă. Da? Vă dați seama că aici era mâl, era pământ, era noroi pe atunci. Avem Aleea Celebrităților. O vedem, da. Călcăm pe ea. Vedeți, da? Da. Ei, eu v-am povestit astăzi că avem multe evenimente culturale în continuare. După 2007 am păstrat tradiția asta. Dar cel mai mare de departe este FITS-ul, Festivalul Internațional de Teatru Sibiu. Probabil că lumea a auzit, se mediatizează foarte mult în timpul evenimentelor. Este al treilea festival ca dimensiune de arte spectacolului din Europa. L-avem la Edinburgh, pe primul, al doilea Avignon, al treilea Sibiu. Deci e un festival de amploare, da. Și este dus un pic, limitele au fost tot mai mult extinse, adică nu este doar teatru, vorbim de tot ceea ce înseamnă artele spectacolului, de la circ până la, dacă avem tot felul de artiști ambulanți de stradă, conferințe, ateliere, lansări de carte, în fiecare an există o tematică, se dezbat, vin tot felul de personalități și așa mai departe și transformă Sibiul într-o adevărată scenă vie, dacă vreți să spuneți așa, peste tot, pe unde mergi prin centrul istoric al Sibiului, vezi câte un artist făcând ceva. Sunt 10 zile de festival, cred că cam 10 zile sunt în general, și fiecare zi ai 70-80 de evenimente. Super! Da? Adică există un program pe SibFest, pe pagina lor web, cred și pe social media există, în care ai absolut toate evenimentele marcate pe Sibiu. Așa că poți să-ți faci din timp rezervare. Unele sunt gratuite, altele sunt cu bilete, depinde. Și să cauți și loc de cazare, că probabil că atunci o să fie mai greu de găsit. Păi dacă ne gândim că sunt câteva mii de artiști care vin cu staff-ul. Sunt multe trupe care au spectacole enorme prin Piața Mare, în care se închiriază macarale. Adică ai o logistică fantastică. Da. Atunci tu vii cu staff tehnic. Dincolo de artiști. Exact. Și ai câteva trupe de dans și fanfare care au câte 20 de membri. Da. Tu din start ocupi orașul foarte mult cu partea artistico-tehnică. Și atunci normal că deci Sibiul... Deci căutați-vă cazare din timp. Trebuie să-ți iei din timp. Da. Ei, și la sfârșit, cam în ultima, penultima zi, de prin 2013 încoace, avem tradiția asta să punem aici câteva stele cu nume de artiști care sunt naționali, internaționali, nu contează, care au legătură cu viața artistică a Sibiului, cu festivalul, cu toate cele, da. Deci, vedeți aici, sunt mulți din zona asta teatrului. Cel mai cunoscut, cred că, pentru turiști este Tim Robbins. El a fost chiar și nominalizat la Oscar, dacă nu mă șel, prin anii 90. A fost și căsătorit cu Susan Sarandon, pare mi se. Caramitru. Ion Caramitru, da. Maya Morgenstern. Și Tim Robbins a fost aici, am avut un spectacol, acum cred că mai mult pe Broadway, în 2016 a fost la Sibiu. Și va continua aleea, după cum vedeți. Da, se oprește puțin mai în față, dar mai sunt locuri. Da, astea sunt de anul trecut. Da. Mai avem câțiva ani, no, eu zic că ne e ok, încă 4-5 ani, acum să vedem pe urmă pe unde o luăm cu aleea. Da. Înconjurăm Sibiul, nu? Exact, da. De ce nu? Hai să intrăm iarăși, să mergem intramuros. Da. Și ne ducem spre ultimul obiectiv, și anume Catedrala Ortodoxă. Da. Vedeți aici zidurile, da? Da. Zidurile care legau. Deci și în dreapta? Exact, vedeți poarta, o ușă, era în turn. Da, da, o vedem acolo. Cel mai probabil avea ieșire spre drumul de straje, care exact. Conecta cu celălalt turn. Asta este doar o parte din zid, el a fost distrus. Și încă o dată,
autoritățile au hotărât că nu au nevoie, mă mir, interesant cum de-a rămas doar partea asta de zid și toată zona a fost transformată într-o zonă de promenadă. Da. Vă imaginați, da, cum veneau ofițerii cu doamnele cu umbreluțe, mergeau la spectacol și apoi își făceau de cap aici. Da. În sensul bun. În sensul bun, bineînțeles. În sensul bun. Da. Asta este o stradă. Acum încă o chestiune. Multe din străzile astea din centrul istoric au tot felul de denumiri, tipografilor, vopsitorilor. Uite, asta este chiar strada tipografilor. Păi v-am spus că l-am avut pe Hochmeister, care era tipograf, chiar da. Pe strada asta locuia. Și atunci așa și-au luat denumirile multe dintre străzi, în funcție și de brezlele sau personalitățile care au locuit aici da. De-a lungul timpului. Și străduța asta dă în pietonala principală, în strada Nicolae Bălcescu. S-a dorit o stradă pietonală și asta, dar este mai greu aici, așa că trebuie să avem grijă puțin. Sibiu, centrul istoric, e destul de prietenos cu familiile, cu copii, în sensul că în piațete, cum nu sunt mașini, și pe câteva străzi e destul de regulă. Acum nu este ca la Alba Iulia, dar totuși e destul de bine. Da. Și, și începe să se anime acum păi, viața, vineri da. După amiaza. Da, este o zi și plăcută și acum vedeți că e normal pe pietonală. Ia duce spre Piața Mare și atunci e punctul zero al orașului. Da. Să zic așa, astăzi aici sunt magazine, sunt ceva magazine, bărci, covrigării din astea, farmacii. O luăm în dreapta, da? O luăm în dreapta. Vedeți aici și o grămadă de gelaterii. Deci asta în spatele nostru, pietonala se continuă și dă înspre Parcul Astra și Hotelul Continental Forum. Iar în față vedeți deja în Piața Mare. Nu este foarte lungă. Însă noi nu ne întoarcem în Piața Mare, vom lua puțin la stânga ca să mergem spre Catedrala Ortodoxă. Da. E un pic mai îndepărtată de, de zona centrală. Dar trece și pe lângă împăratul hotelul împăratul romanilor. Scuzați. Da, cel de aici din stânga. O luăm aici în stânga, hai să luăm, da. Bun. Imaginați-vă că la începuturi, aici, pe stânga, undeva, era un alt hotel, mai degrabă Han Hotel, să zicem așa, care se numea la Steaua Albastră. Tare drăguț era, o arhitectură foarte interesantă, așa, ușor idilică, medievală, să zicem. Tare cunoscut, era principal, hotelul principal, să zicem, al orașului. Se numea la Steaua Albastră și a primit vizita lui Iosif al II-lea, da? Și după ce a primit vizita lui Iosif al II-lea, împăratul Austriei, autoritățile au zis, oh, de acum nu mai zicem la Steaua Albastră. Doamne, iartă-mă, am avut așa un oaspete de seamă al secolului XIX și au schimbat numele în împăratul roman, făcând referire la faptul că se considera ca împăratul austro-ungar să fie împăratul sau un fel de continuator al marilor împărați romani. Și spunea, parcă și se numea așa. Și atunci s-a spus împăratul roman. Da. Ei, la un moment dat, cred că la început de secolul 20, clădirea este distrusă. Vedeți, s-a construit clădirea aceasta. Și se construiește un nou hotel, cel pe care îl vedeți aici. Da. Da. Care, da, este monument istoric, putem spune deja, și care a primit foarte multe vizite, dar și-a schimbat numele
în perioada comunistă, comuniștii au schimbat numele din împăratul roman în împăratul romanilor, că nu le părea lor bine, că făcea legătura cu marele împărat austro-ungar și nu dădea foarte bine, nu exista așa. Ei erau cei mai tari. Exact, mergem la împăratul romanilor ca să știm că e de pe vremea romanilor și ăia oricum sunt de mult, sunt morți, nu mai avem treabă cu ei. Da. Și atunci așa a schimbat numele, da? Se numește Împăratul Romanilor sau Römischer Kaiser. Este un simbol al Sibiului, hotelul are 3 stele acum, a găzduit foarte multe celebrități de-a lungul timpului, inclusiv regele Charles a fost pe aici, ambasador și mai departe. Acum are și avantajul că este foarte aproape de Piața Mare. A rămas la nivelul acesta, este un hotel de 3 stele, dar este obiectiv istoric din punctul meu de vedere, deja prin arhitectură și... prin povestea pe care o are în spate. Foarte rău îmi pare că clădirea inițială și hotelul sau hanul inițial au fost distruse, era tare drăguț, dar acum se mai găsesc poze pe internet sau, mă rog, desene cu el. Ei, și în fața noastră vedeți impozantă o vedem, clădirea da. Catedralei Sfânta Treime. Vom merge acum o să lăm oarecum prin spatele, prin curte interioară. Da. Să ajungem la ea. Impresionează, recunosc. Și mai ales turiștii străini, care ei sunt obișnuiți cu bisericile baroce, catolice, sunt obișnuiți cu... Pe unde luăm? Pe oriunde. În principal să ne ferim de mașini. Da, într-adevăr, păi arată într-un fel. Ei, iată că am ajuns și în centru ortodox al Sibiului și ceea ce vă spuneam eu, că până prin secolul XVIII, mai ales în a doua parte, Sibiul era destul de monoetnic, cu sași, cu o populație evanghelică principal, după care apar și catolicii. Nici vorbă de români în intramuros. Da? Da. Cu atât mai puțin să aibă o biserică ortodoxă. Dar lucrurile se schimbă la sfârșit de secolul XVIII, de 1780-90 spre sfârșit, când la Sibiu încep să apară o grămadă de negustori, a români ortodoxi și greci, veniți aici mai ales pentru comerț. Crește numărul lor, mulți dintre ei și rămân în zonele astea, iarăși din motive de comerț, și fiind ortodoxi și-au dorit foarte mult să aibă o biserică lor unde să se închine. Ei, atunci au cerut să li se, în primă fază, să li se dea aprobarea pentru a construi o biserică în cetate. Nu au primit-o la început și atunci au construit o biserică ortodoxă în satul Bungard. Bungardul este cum ar fi după Veștem, Muhu în drumul, dacă știți, merge spre București, spre Vâlcea București, da. Leșirea din Sibiu. Era Bungardul pe un fel de noi, era un nod comercial, că trecea drumul care mergea spre Brașov, drumul care ducea spre Țara Românească, deci era perfect. Și acolo ei și-au construit comunitatea ortodoxă și-au construit o mică bisericuță, au adus chiar un iconostas, se spune că ar fi fost de pe muntele Athos. Erau bogați. Da. Și oamenii ăștia și prin, și mai ales că făceau mult comerț și au dus acolo să zică, știe că la el a lucrat inclusiv una din fetele lui Cantacuzino, Cantacuzino. Ei și s-au închiriat o perioadă acolo, dar nu era bine, totuși ei vreau intramuros, trebuiau ceva la Sibiu. Ei și în cele din, adevărat am viat, ei și în cele din urmă, în final primesc aprobare și își, pe strada Măcelarilor, așa se numea strada asta. Adică cea de aici din față. Cea de aici, da. Astăzi actuală Metropoliei, da. La numărul 39, primesc aprobarea să-și construiască o bisericuță ortodoxă, dar grecească. Da. Da? Micuță, nu ce vedem noi astăzi, își construiesc aici o biserică care rămâne o perioadă de timp. Deci a fost prima, să zicem așa, unde se ficeau liceu, dar majoritatea vorbească grecească aici, da. Limba greacă. Comunitatea grecească, hai să zic, a română, că era un amestec, primește aprobarea și se construiește aici o mică bisericuță grecească, nu e asta, o bisericuță grecească, da. În care aveau loc slujbă, în principal, în limba greacă. La un moment dat, prin 1857, mitropolitul Andrei Șaguna zice, măi, dar nu este suficient, nu este ok, mai ales că numărul populației ortodoxe a început să crească inclusiv intramuros. Și visul lui era neapărat să aibă o catedrală adevărată, pentru mitropolia Ardealului. Și atunci
bineînțeles că am făcut eforturi foarte mari, a ajuns până la Viena, la împăratul Francesc Iosif I, căruia i-a cerut să ia probe, o colectă, să organizeze în Transilvania, să strângă bani, să cumpere un teren pe care urma să construiască biserica visurilor, să zicem, catedrala. Împăratul nu doar că acceptă, surpriză, dar mai și face o donație de bani și zice, ok, treaba voastră, de acum încolo vă descurcați. Andrei Șaguna nu reușește decât să cumpere o... Colecta a mers destul de prost. Nu a reușit să strângă prea mulți bani, dar cu banii care a strâns s-a cumpărat o bucată de teren nu foarte departe de aici. Pentru Sibin este zona liceului Octavian Gauga de astăzi, pe care a și numit-o Grădina Catedralei și o vizualiza acolo. Din păcate moare, vine un alt mitropolit, Miron Romanul, apoi Ioan Mețianu, lucrurile se decalează, merg destul de greu, însă în cele din urmă se hotără să găsească altă locație pentru viitoarea catedrală și se hotără să fie chiar aici, pe locul bisericii grecești. Mi s-a părut lor că era un pic mai central, chiar dacă au fost câteva discuții, așa că în 1902 distrug, dărâmă vechea bisericuță, și încep construcția unei biserici cu adevărat impozante. Au fost arhitecți de la Budapesta care au făcut modelul inspirați din Sfânta sau Hagia Sofia din Constantinopol, din fostul Constantinopol, da, simbol al credinței ortodoxe. Practic, noua catedrală care s-a construit la Sibiu și care a fost în 1906 sfințită, era o copie de 5 ori mai mică față de Hagia Sofia. Da? Okay. Chiar și turnurile pe care le vedeți, deci turnurile sunt mai înalte, turnurile au 45 de metri înălțime. Deci în 1906, după munci îndelungate, să zic, și un efort care a pornit încă de la Andrei Șaguna, în cele din urmă, românii și populația ortodoxă și-au văzut visul împlinit fizic în construcția acestei catedrale. Da. Iconostasul și pictura interioară nu erau terminate, bineînțeles, și asta tocmai din lipsă de fonduri, lucrurile nu au fost chiar așa de simple. S-au început cu pola, pictura evangheliștilor și iconostasul, care au fost realizate un mare pictor la vremea respectivă, Octavian Smilghelski. După aceea, o altă etapă a fost partea laterală a bisericii și s-a terminat cu pronaosul târziu, prin 1950-1960. Deci lucrările mereu au fost întrerupte, în special din cauza fondurilor sau artiștilor. Da. Nu a fost nici asta lucru prea ușor. Așa că putem să spunem că întregul proces de construcție a Catedralei Ortodoxe de la Sibiu a pornit prin inițiativa și visul lui Andrei Șaguna de la mijloc de secol XIX și s-a terminat pe undeva pe la mijloc de secol XX. Da. Deci a fost un efort destul de mare. Da? Dar asta vine ca un paradox, pentru că vedeți, dacă înainte Sibiul era preponderent evanghelic sau catolic, dintr-o dată s-a transformat într-un simbol al ortodoxiei și al comunității românești. Lângă este sediul Arhiepiscopiei, clădire impozantă, iar acolo pe fațadă se vede din stradă și blazonul de care vă spuneam la începutul plimbărilor noastre, blazonul lui Andrei Șaguna, acel cu costârc cu nouă mână pe 7 coline, da? Apropo de cele 7 virtuți creștine, și protecția pe care se spune că a avut-o el asupra și pe care el și-a exercitat-o asupra comunității de români din Sibiu și din Transilvania. Iar pe partea cealaltă avem Facultatea de Teologie Ortodoxă, Academia Andreiană, așa se și numește, o clădire iarăși care se remarcă. Dacă v-ați observat până acum stilul clădirilor din Sibiu, stilul acela tipic, simplu, dar nimic sofisticat, tipic săsesc, aici avem o clădire de stil neobrâncovenesc. Biserica sau catedrala poartă hramul Sfintei Treimi și se spune că oarecum face și legătura cu cele trei țări. Da? Era și visul acesta de unire al Transilvaniei cu țara românească și
Moldova. Da. Și atunci, oarecum, avem și leitmotivul acesta, care se întrepătrunde destul de des. Da? Și au ales destul de inspirat și hramul catedralei. Și astăzi avem aici sediul Mitropoliei, da? Facultatea de Teologie Ortodoxă. Strada se numește, din fostă stradă Măcelarilor, a devenit strada Mitropoliei. Da. Deci și-a schimbat inclusiv denumirea. Bun, și de asta este și cea mai îndepărtată și oarecum cronologic termin o bună parte din tururi aici, pentru că totuși e 1906, destul de târziu, și cea mai îndepărtată fiindcă, așa cum am spus, este de fapt cel mai apropiat dintre toate terenurile propuse sau cel achiziționat de Andrei Șaguna, este cel mai apropiat de centru până la urmă. Dar foarte important de reținut, pe strada aceasta venind dinspre Piața Mare, avem, este un punct la un moment dat în care se văd patru biserici. Avem Biserica Romano-Catolică, avem Biserica Evanghelică, avem Biserica Reformată Calvină, care este tot aici pe stradă, construită la sfârșit de secolul XIX, și Biserica Ortodoxă. Deci doar pe singură stradă, să zicem, pe un aliniament, ai patru biserici de culte diferite, care se continuă apoi, dacă vă aduceți aminte, cu Biserica Ursulinilor, greco-catolică, și în capăt de tot cu o sinagogă. Da. Adică pentru momentul respectiv era ceva ieșit din comun să ai șase obiective de cult aparținând unor culturi, culte religioase diferite. Da. Da? Din păcate, dintre ele, singura care nu mai funcționează, să zic, nu mai este deschisă, este sinagoga. Numărul comunității evreiești din Sibiu este extrem de mic, nu știu, cred că până în 10 persoane. Și atunci ea a fost transformat mai degrabă, deși este foarte bine menținută, ea s-a transformat mai degrabă într-o sală de spectacole, ci mai degrabă, cred că, expoziții și tot felul de evenimente, inclusiv în cadrul festivalului de teatru. Da. Este foarte bine întreținută, se poate vizita în anumite zile când este cineva acolo. Dar în rest, toate funcționează, clopotele bat în toate, să zic așa, și cheamă la rugăciune fără niciun fel de probleme. Și cred că asta este și mesajul meu întotdeauna la sfârșit. Când vezi că ai mai multe grupuri etnice, cu credință diferită, până la urmă credința la toți este în Dumnezeu, însă cu aceste culte diferite care merg pe acea stradă, fără da. Să existe niciun fel de probleme și care se respectă până la urmă reciproc, așa cum și eu am fost învățată, trăind între saș și maghiar, să respect și să mă respecte pe mine. N-au fost probleme de genul ăsta. Și ăsta cred că este și mesajul pe care îmi place să-l promovez de fiecare dată. E loc pentru toți. Așa este. Cu puțină înțelegere și toleranță, eu cred că rezolvăm lucrurile. Sau le-am putea le rezolva mult mai ușor, dar nu e chiar așa. Da. Pentru toată lumea. Așa este. Mă bucur că v-am avut vizită la Sibiu. A fost un tur pe cinste. Ne-a plăcut foarte mult. Mă bucur dacă v-a plăcut. Ne-a plăcut. Știți ce se spune? De regulă, asta este dovedit. Turiștii rămân în principiu cu maxim 7% din ce vorbește un ghid. Așa că 93% am vorbit degeaba. Nu neapărat. Noi rămâne confirmat. Rămâne confirmat. Eu pe editare o să mai ascult de vreo 2-3 ori minim și fiecare poate să dea play de mai multe ori. Asta e bine. Dar acum, dacă am spus și multe prostii, asta este, rămân și alea, e risc întotdeauna. Așa este. Adela, îți mulțumim mult. Cu mare drag și vă aștept cu timp și cu voie bună la Sibiu și cu alte evenimente. Întotdeauna invit oamenii înainte să veniți la Sibiu, vizitați un pic paginile că sunt de destinație, îi vedeți puțin și programul evenimentelor și organizați-vă vizita astfel încât să vă bucurați cât mai mult de atmosfera locală. Corect. Și ați văzut până acum, suprapus cu terase, cu ce alte activități doriți să mai faci. Corect. Că noi de aici încolo o să mergem. Trebuie să susținem economia locală. Bineînțeles, și ne face plăcere. Cu drag. Bine, toate bune. Asemenea.